Bună dimineața tuturor, sunt Cristi Costea și vă invit la o nouă ediție de Fanatic Superliga în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro. Așa cum v-am obișnuit, luni, marți și vineri, ora 10:30, ora de Fanatic Superliga, cu un amănunt, un detaliu foarte important. Această săptămână este emisiune și sâmbătă dimineață la ora 10:30, a doua zi dimineață după ce România joacă în Kosovo, primul meci al lui Mircea Lucescu ca selecționer în al doilea mandat la cârma echipei naționale. Fanatic Superliga, emisiune cu sponsori importanți, care le mulțumim că stă alături de noi. Superbest, sponsor principal al emisiunii, și bineînțeles și Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, alături de noi de la începutul acestui parteneriat, un parteneriat win-win, cum îmi place mie să-i spun. Fanatic Superliga, invitați de mână, de primă mână și astăzi aici în studio. Le mulțumesc pentru prezență. Îi mulțumesc lui Dănuț Lupu, analist permanent aici la Fanatic Superliga. Bine ai venit, Dane. Bine v-am găsit. Îi mulțumesc lui Vivi Răchită, și el colaborator permanent și unul dintre invitații importanți de aici la Fanatic Superliga. A venit și el dintr-un concediu mai scurtuț. Bine ai venit, Vivi. Bine te-am găsit. Și nu în ultimul rând, pentru că întotdeauna cei din urmă vor fi cei din tâi, Bănel Nicoliță alături de noi aici la Fanatic Superliga. Bine ai venit, Bănel. Bine m-am găsit, bună dimineața. Da, Fanatic Superliga astăzi, după ce s-a terminat runda în Superliga cu meciul de aseară de la Cluj dintre U Cluj și Dinamo, bate U Cluj cu 1-0 și urcă pe primul loc, a fost pe primul loc și înainte de această etapă, dar rezultatele din rundă o coborâseră puțin în clasament, dar cu această victorie U Cluj, formația lui Neluțu Sabău urcă din nou pe prima poziție a clasamentului. S-a terminat etapa, dar ceea ce este subiectul zilei și al nopții și al serii în fotbal românesc este transferul lui Daniel Bârligea de la CFR Cluj. Acum urmează să vedem unde va fi acest transfer, dacă va fi la FCSB, așa cum inițial Neluțu Varga și Gigi Becali au anunțat la fanatic.ro, sau va fi la Rapid, așa cum fanatic.ro a anunțat în exclusivitate undeva seara în jurul orei 20. Dan Șucu a intrat pe fir și încearcă să îl convingă pe Daniel Bârligea să meargă în Giulești. În afara acestor oferte pe care CFR Cluj le are în mână în acest moment, patronul Neluțu Varga, așa cum ați aflat și de ieri, Daniel Bârligea are pe numele său și alte oferte. Horia Ivanov v-a povestit ieri despre ofertele care sunt și din străinătate și în primul rând din Rusia, acolo unde Rubin Kazan și Dinamo Moscova, așa cum ați auzit ieri în emisiune, sunt interesate de Daniel Bârligea. În acest moment, ceea ce este clar și sper să aflăm pe parcursul emisiunii unde va merge Daniel Bârligea este că Daniel Bârligea va pleca de la CFR Cluj. O să vedem unde va pleca, pentru că e foarte clar că Neluțu Varga va da drumul jucătorului acolo unde va dori să semneze. Nu cred. Ce nu crezi? Undeva în casa mai mult. Da, dacă nu vrea să semneze Bârligea, ce faci? Păi eu vă spun eu că în acest așa, moment, dacă în acest moment, vrea Bârligea să semneze și nu vrea CFR să-i dea drumul? În acest moment, informația momentului pe care colegii mei la fanatic.ro o vor posta în câteva secunde pe site, spune în felul următor: Bârligea a ales FCSB. Gigi Becali l-a convins pe atacant să nu meargă la Rapid. Bârligea, Daniel Bârligea va semna cu FCSB, informație în exclusivitate pe care fanatic.ro vă oferă în acest moment. O să vă dau imediat detalii, o să încercăm să luăm legătura și cu patronul FCSB pentru a confirma și a da mai multe amănunte despre acest transfer. Deci Daniel Bârligea va merge la FCSB, este breaking news-ul dimineții oferit, așa cum a obișnuit aici la Fanatic Superliga. Dane, tu cum comentezi informația care o voi și confirma? Da, trebuie să recunoaște că Gigi, când își pune ceva în cap, cam reușești, așa? Nu contează ce fac. Nu contează. Acum, când e sigur pe 30 de milioane, nu cred să mă uit la un milion, două. Avea nevoie de un jucător ca Bârligea. Da, eu cred că e un transfer reușit. Eu cred că a fost mai mult o ambiție să nu-l ia Șucu. Cred că a plus alta asta și eu mi-am dat seama că Bârligea va pleca de când l-au cumpărat pe Luis Munteanu. Luis Munteanu cu Bârligea nu erau jucători care era clar că vor pleca, mai ales dacă vor ieși din Europa. Și mai ales dacă vor ieși din Europa, dar Bârligea, da, eu cred că la PCSB
va face un salt valoric, va intra jucând și meciurile din Europa League. Hai, da, și în echipa națională României. Și în echipa națională României. Prețul la căștii, știe că de domnul. La banii pe care i-a luat Gigi din Europa League, 2 milioane de euro sau... Ne așteptăm să ne spui detaliile, Cristi, nu sunt 2 milioane bani. De euro sunt banii, 15% coada de transfer, vedem deci, cu cât a plusat și 25.000 de euro salariul lui Bârligea. Eu cred că salariul lui Bârligea nu putea să-l dea Rapid cel pe care îl va da FCSB-ul. Avea 18.000 de euro. Mă uitam aseară la ce spunea... Aia a dat 25. Ce spunea, 25, da. La ce spunea Gigi că, domnule, nu credeam că Șucu face asta să intre. Păi dar el nu știe când ne-a spus nouă aici la Fanatic că pentru Luis Munteanu a plusat și el la Fiorentina doar ca să plătească mai mult Neluțu Varga. Da? Deci ce a făcut el pentru cu Luis Munteanu, că s-a interesat și el de Luis Munteanu și că stai că vreau să-l iau eu, ne-a spus că a fost doar ca să dea mai mulți bani CFR-ul pe Luis Munteanu. Este economie de piață, este concurență și cine e mai puternic, cine are mai mulți bani, câștigă această competiție. Dar e bine pentru noi, pentru fotbal românesc și pentru campionat, că există această concurență și competiție între patru. Haideți să aflăm exact de la domnul Gigi Becali care este situația Bârlige la FCSB. Bună dimineața! Bună dimineața! L-ați convins până la urmă pe jucător? Semnează cu FCSB, domnul Becali? I-a semnat. A semnat deja. Da. Felicitări. Felicitări, ce pot să vă spun? Felicitări și, într-adevăr, este un transfer bun și sper să vă și ajute. Da. Nu a costat mai mult bani, dar asta este ce să fac. Mai mult decât 2 milioane cu cât? Păi nu, mai m-a costat mult și să mai... Ce puteți să ne spuneți din... Dar nu pot să spun mai multe. Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Ce să mai... Am înțeles. Mult m-a costat. Oricum, eu nu cred că dădea domnul Șucu 2 milioane pe... Nu știu, dar îți dai seama. Trebuia să... Era și o chestiune de onoare. Adică, băi, adică noi l-am declarat și eu și Nevarga că e deja jucătorul nostru... Și după aia era chestie de onoare, după aia ce să fac? Trebuia să fac orice, îți dai seama. S-a lucrat până la 3 noapte. Deci ați avut, ați dormit? Puțin? Băi, eu am dormit pe la 2 și după aia l-am lăsat pe meme să colaboreze cu italienii. Și acum când am ieșit de la biserică, că am zis, bă, dimineața că eram mort oboseală, a zis, bă, nu poate să facă omul ceva. O domnul face, hai să mă duc eu la biserică și o face domnul. Și ca dovadă că a făcut domnul bucurie când a venit eu acum de la biserică, mi-a dat meme mesaj ce hai să-ți dă, spun ceva. Am o stare foarte bună. Adică a zis cum ar veni inversul, cum a zis că el mi-a zis mie, am o stare proastă, mi-a zis mie. Șucu, știi? Domnul Becari, eu am o stare proastă dacă mi-a dat semnesc cu Bârlige. Păi ce facem? Nu mai semnăm cu jucătorii. De? Și atunci zic, păi ce? Păi zice, deja a semnat. Zic, bă, pentru că a semnat, atunci îl primesc la mine la palat. Am înțeles. Deci, pentru că eu spun un lucru, nu că fac licitație, că nu, că e vorba, că nu e vorba de ambiție, că nu fac ambiție și nu îmi bag joc de bani. Numai că jucătorul ăsta, eu l-am vrut de mult, adică mi-a plăcut atât de tare, că eu cred, i-am și scris. Mi-a zis, bă, fraiere, la anul, pe timpul ăsta, ai 3 milioane salarii, i-am scris. Și cred că și asta l-a convins. La anul, pe timpul ăsta, ai 3 milioane salarii, vei fi la o mare echipă din Europa. Și eu sunt convins că așa va fi. E mare jucător el. V-a plăcut de când ați vorbit cu el, am înțeles. Mi-a plăcut de când am vorbit cu el, că mi-a spus nu hotărăște nimeni, eu hotărăsc. E adevărat că sunt foarte bun prieten cu el, dar eu hotărăsc. Da, și până la urmă așa s-a dovedit. S-a dovedit că așa e. Adică ei, că de ce până a sunat și Șucu, v-au încercat, că 20 de persoane l-au sunat, să-l convingă, să nu știu ce. Dar el lui în capul lui a rămas asta, ce am zis eu. Mi-a zis, bă, vii la mine, la anul ai 3 milioane salarii. Da. Bine, nu convenea, pentru că eu nu fac, dau, eu nu starab, să am sondă în curte. Să dau, iau un jucător pe 2 ani și după un an să zic, ia-ți bani și pleacă.
Nu, corect. Eu fac investiții, eu dau pe jucător 2 milioane, dar eu vreau să iau 15, că atâta voi lua pe el. I-am pus clauză 15, am negociat și clauza, că vreau 20 să-i pun. Nu, domne, că nu, că 5, nu, că 2, cum să dau, bă, 15, cum să fac, eu dau 2 să iau 5, și om de afaceri eu sunt, cum am zis, dau 2 să iau 5, am zis. Și până la urmă a semnat... Domne, măcar 7, 10, cu tare, nu, și am zis, nu, domne, nu, 15 milioane. Da, ca să pun astea, m-au costat bani. Până la urmă a semnat pe 5 ani așa cum ați vrut dumneavoastră? Păi, dar nu se poate altfel. Am înțeles. Păi nu se poate altfel, cum se poate altfel? Ați plusat, ați plusat și la salariul jucătorului sau 25.000, cum ați vorbit inițial? Cum ați spus nu, inițial? Atâta, salariul atâta a rămas. 25.000 și contract pe 5 ani. Clauză 15 milioane de euro. Da. E, ați dovedit încă o dată, domnul Becali, că e Gigi Becali și restul lumii. Ce să mai? Da, dar trebuie să recunoaștem că și ca jucător stai să te gândești, mă duc la Rapid să joc cu Slobozia și cu Buzău sau mă duc la FCSB să joc cu Manchester, păi, cu Olimpia? Păi, asta contează. Da. Nu, adică eu nu mai am, mă gândeam că dacă când eram tânăr, probabil acum am negociat mult și am stat la pândă. Dar când eram tânăr, mă gândeam ce îmi făceau ăștia mie acum, dacă eram mai tânăr, câți bani îmi luau. Că eu eram ambițios și eram mândru. Acum n-am făcut-o din mândrie. Am făcut-o pur și simplu din necesitate. Adică nu am făcut-o, domnule, las-vă că eu sunt Becali, vă arăt eu vouă, știi? Da. Am făcut-o pentru că jucătorul ăsta, rar îl întâlnești în România să-ți crească un jucător așa. Și nu găsești. Și ca să faci performanță, când îți apare câte unul, dai 2 milioane, dai și 3 milioane dacă e. Corect. Până la urmă, dumneavoastră l-ați luat pe Bârligea, CFR Cluj l-a luat pe Luis Munteanu. Așa s-au aranjat lucrurile. Da, ei l-au luat pe... Bine, Bălige, hai să spun un lucru. Să nu-l condamnați pe Varga. Să spun de ce. El în iarnă, el putea semna liber, pentru că mai avea până în vară contract. Deci el a făcut cea mai mare afacere, el, Varga. De ce? Pentru că el a luat 2 milioane pe un jucător care îl pierdea. Și un jucător care a luat gratis și care îl pierdea, de fapt. Da, corect. Era în ultimul an de contract. Peste 6 luni. Și până în decembrie semna. Semna și lua el toți banii, probabil. Rămânea Varga fără niciun ban. Da. Spuneți-mi, domnul Becali, v-a dezamăgit domnul Șucu aseară cu tot ce s-a întâmplat? Da. Să spun de ce, pentru că aveam mare încredere în el. Adică și ca om. Și îmi plăcea foarte mult de el ca om. Numai că vezi, mi-a zis și mie, bă, Gigi, tu ai îmbătrânit, dar tu din bunătatea ta, pe tine, tu iubești oamenii, tu îi crezi. Că el, bă, Gigi, de ce? Pentru că el când l-a vrut pe Malcolm, el, Șucu, mi-a zis, domnul Becali, cu tare vreau eu pe Malcolm, îl dați cu tare cât ne costă să-l luăm. Și am zis, Dane, nu pot să ți-l dau pe Malcolm, vreau să-l vând, dar nu ți-l dau ție, pentru că e prietenește, am zis, frățește, cum i-a spus el o dată, că sunt fratele mai mare eu. Și, bă, dacă e fratele tău mai mare și dacă zice, domnul Becali, eu suntem concurență, nu suntem frați la fotbal, suntem în război. Și a zis, domnul Becali, eu nu sunt așa. Bă, dacă tu nu ești așa, atunci m-a impresionat, a zis, bă, ăsta omul ăsta e mult mai bun decât mine. Și așa credeam că chiar că e mai bun decât mine. Și poate să fie mai bun, dar principii nu are sănătoase. Deci mai bune poate să fie, dar n-are principii. Pentru că să spun de ce? Pentru că, băi, înțeleg orice. Și eu am fost adeptul concurenței în viață. Bă, eu ne concurăm. Înțelegi? Da. Bă, dar din moment ce omul a semnat contract, apoi nu te mai bagi. Apoi nu te mai bagi. Înțelegi? Nu te mai bagi. Mai ales că ați venit și cu exemplu. Eu l-am uitat seara că l-ați dat, Curareș Pop. Când dumneavoastră ați făcut pasul în spate... Bă, ei nu semnase Curareș Pop. Exact. Dar mie mi-a fost rușină de el. Zic, bă, ce să fac acum? Să-i zic lui Șucu că eu concurent, mă duc să-l iau eu pe Șucu de moment ce el negociază Curareș Pop. Adică mi-a fost... L-am respectat. Eu când i-am spus aseară lui că domnul a făcut contractul, a zis, da, domnul Becali, dar noi nu suntem în contract. Adică el nu e în contract. A, nu e parte în contract, asta v-a spus. Da, nu sunt parte cu el, nu e frumos asta, înțelegi?
Adică ați văzut-o și ca o lipsă de respect până la urmă, în relația care ați avut-o. Păi nu, de respectul el, respectul el îl are, că știu că respectul, da. Nu. Numai că el nu are principii. Am înțeles. Adică sunt niște principii care el nu-și dă seama. Probabil nu-și dă seama. El nu-și dă seama de greșeala care o face. Nu-și dă seama că așa ceva nu se face. E posibil să fie om bun în continuare, zic că îl apreciez. Dar asta trebuie să înțeleagă, poate învață. Că e fratele mai mic, așa a zis. Și atunci dacă e fratele mai mic, nu învăț. Nu poți să faci asta, că nu se face așa ceva. Are o altă mentalitate atunci. Vede altfel lucrurile, apropo de... Vede altfel lucrurile, dar lucrurile nu e, le vede strâmb. Va fi război cu Rapidul și cu Dan Șucu din acest moment, din punctul ăsta de vedere? Nu. Sau e prea mult? Spus. Nu, tată, nu. Nu fac niciun război. Rămân la părerea că e om bun, om de calitate. Numai că are unele principii care sunt nocive. Am înțeles. Adică domnule, nu contează cal pe cadavru. Păi, nu poți face, sunt unele lucruri care nu poți să treci peste ele. Aici nu e voia, că din punct de vedere, nu încalcă legea. E o chestiune morală. Gigi, e ca Cristi, ca Borcea la început. Lăsă-mă că nici Borcea nu făcea așa de omul care îl cunoștea. De ce Borcea, dacă vedea că a semnat unul un contract, Borcea așa cum îl vedeți voi, cu nebunia lui, care o avea. Dar el dacă semna un om un contract, se ducea, dați domne, dă-i că... Dacă am semnat contractul, ce faci? Sun pe jucător, sun pe cutare... Dă-mi-l mie. Bine, în primul rând că vrei să spun ceva. El are și o mentalitate de asta. Dă-mi-l mie că sunt băiat frumos. Adică dă-mi-l mie, dar cum vrea să-i dea? Eu dădeam bani 2 milioane toți odată, dar vrea să-i dea lui cu 1.800.000 bani în rate. Da, 1.200.600.000 peste un an sau ceva de genul. Așa era înțelegerea lor. Când va veni Bârnicea la Palas să semneze și să-l prezentați? Bă, uite, acum trebuie să ajungă, nu știu, că pe la 12:30. Am înțeles. Deci, a semnat, n-ar semneze. Să-l prezentați. Faceți o conferință de presă cu el? Nu știu dacă vrea băiatul. O să vorbim. Înțelegi eu? O să vedem. Deci, dar îl primesc aici pentru că l-am dorit foarte mult pe băiatul ăsta și ne ajută foarte mult. Bine, hai că uite, am ajuns aici și presa cealaltă, avem respect. O întrebare scurtă mai aveam. Cu Mihai Popescu s-a rezolvat și cu el? Da, se rezolvă, da, s-a rezolvat. Și bine, pleacă Haruț la Farul? Nu pleacă Haruț la Farul. Bine, am înțeles. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, Gigi Becali a fost în direct cu noi aici la Fanatic Superliga, confirmând exclusivitatea pe care Fanatic.ro v-a oferit-o acum câteva minute. Daniel Bârlige a ales FCSB și a semnat deja cu FCSB, urmând ca, să spunem, cum spunea domnul Becali, într-o oră și jumătate să ajungă și la Palat și să fie și prezentat oficial, bineînțeles, dacă vrea și jucătorul. Bănel, Bârlige la FCSB. Mă bucur din toată inima că a ales să ajung la FCSB. FCSB chiar avea nevoie de un atacant adevărat număr 9. Sunt sigur că va face lucruri frumoase la FCSB și va pleca pe un salariu mult mai mare, cum a și spus-o domnul Gigi Becali. Și va pleca cel puțin pe la 5 milioane în sus. 5 milioane în sus? Da. Asta înseamnă că și CFR-ul deja la suma de transfer, care este peste 2 milioane, o să aflăm imediat despre cât este vorba, în plus, încă 15%, mai pune încă vreo 500.000 și astea. Mă atacam foarte mult, mai ales că mă bucur că e și Nebrăila de la mine. Eu repet, eu cred că a ales nu că ar fi FCSB sau că iubește Steaua, a ales fiindcă îi oferă mult mai multe șanse de a pleca. Altă expunere, altă... E oferă Europa, care e cel mai important. Deci spun eu că dacă se califica CFR-ul în grupele cu nu pleca. Da, nu pleca. Nu pleca. S-au plecat după ce terminau parcursul lui. Da, nu-i făceau alt contract. Dar de Mihai Popescu la FCSB, crezi tu că va juca Mihai Popescu la FCSB? L-a luat oricum pe Chiricheș. În primul rând joacă Daua cu Dezan, dar nu trebuie să ai niște backup-uri. Nu e jucător de cupele europene Mihai Popescu. A fost prin Scoția, a fost la Dinamo, a fost la... Nu e jucător de cupele. Este al doilea Kiki. O chestie, apropo de dubla care a fost cu ultima, cu LASK. Haruț a fost scos de pe lista de UEFA. Singurul backup în caz că sunt probleme era Chiricheș. S-a ajuns să joace cu Alexandru Retur. Dar ne-a spus unul Gigi când a dat 650.000 pe Haruț, ăsta doar că pierdu banii. Și 15.000 salariu. Cum să dai pe Haruț 650.000 și 15.000 salariu? Doamne, ferește-ți.
Uite, l-a scos, nu poți să faci. Dar nici pe Mihai Popescu benefice, mai e o da, și... dar nici Mihai Popescu nu e jucător de FCSB. Nu e, n-are. Da, ce... eu zic că eu va fi o lovitură pentru. Da. Pentru cine? Și pentru Steaua, pentru că cine? Într-una de zile. Îți dai eu seama, cred că Bilingea prinde echipa națională. Nu cineva ceva lui Gigi de la lua Gigi. Ei, dacă vei să-i fundaș central, ia-l pe Maffero. I-a spus Hurea în direct ieri. Hurea i-l-a propus ieri în direct. Pe cine? Pe Bârligea. A, nu-i vorbim? A, de, nu, de Mihai Popescu. Păi nu, dar Mihai Popescu a mai fost o discuție în vară. În vară când au cerut... Masoero e singurul fundaș central care poate să joace... Dar ai văzut că a mai vorbit domnul Becali. Te atingi greu de jucătorii de la Ucluj. Da, dacă tot ai dat 2 milioane pe Bârligea cu 7-800 de mii și pe Masoero. Masoero a avut ofertă din China... Când a plecat și Talisson, da, când a rămas noi și nu i-a dat drumul, a plecat Talisson și a rămas Masoero. Deci că tot Masoero e un titular. Masoero e acceptă. Asta e peste Daua. Bănele, am mai auzit una, că vin dacă, numai dacă sunt titular. Păi, dar cine ești? Masoero e peste Daua, Bănele. Acum... Nu e peste Daua, Masoero? Masoero este peste Daua, dar acolo contează principal părerea domnului Becali, care știi foarte bine că l-a dus pe Daua de jos, când greșea aproape toate mijile, până acum când arată oricum altfel față de anul trecut. Da. Mai face greșeli flagrante, când se dă până situație foarte... Da, FCSB și a făcut echipă. Asta înseamnă că o să da, dar oricum au serie, nu cred eu că fac 17 puncte niciodată, cum a spus zis. Dacă fac, dacă fac jumate puncte, din alea 17, cred că... Lituanieni și mai fac 2 egaluri. Fac 10 puncte. Eu cred că pe Lituanieni îi bat și mai fac 2 egaluri. 5 puncte, cam acolo. Letoni, cred că sunt. Au, și cu Pau, și cu Olimpiago, sau meciurile. Meciurile greu, cu echipe puternice, cu... buget de 3-4 ori mai mare. Poate nu joacă tot tipul buget. Poate sunt și ei Liverpool și le dau 3-0 lui Manchester. Credeți că Manchester vine pe 30 ianuarie, în ultima... S-ar putea să mai conteze. Da. Știi care e problema? Liverpool nu vin după vacanță. Da. Oricum, dai de Olympiacos, dai de echipe puternice. PAOK. PAOK, care la campionatul au trecut. Iau pe Nenci, care nu nicio șansă. Vivi, unde vezi tu... sau pe cine vezi tu scoțând din primul 11 Bârligea? E clar că va juca nouă. Deci Popa, clar, nu va mai juca. Nu va mai juca. Să vedem, eu acum văd că e Ștefănescu, probabil că îl va trece pe Miculescu, dacă în... Miculescu la bandă. La bandă, da. Cred că amândouă aripi. Și Băruță și Ștefănescu sunt cu probleme. Da, sunt cu probleme amândouă aripile, pentru că nu... Mă, uite, dar nu te ești, bănele. Mă, vestiarele, Dinamo, Steaua, astea, sunt vestiare grele. Nu poți să vii de la o echipă din provincie și să, dacă n-ai personalitate și n-ai valoare mare, să te impui. Vestiarul ăla te strânge. Da? Media, patronul, suporterii. La FCSB e mai greu cu vestiarul, că e Gigi care e de la bucătar, masor, director sportiv, e mai greu. Nu știu, noi că eram acum în anii 2000, Gigi nu intra în vestiar. Înainte era greu să intri într-un vestiar cum era la Steaua, la Dinamo, dacă... Dar mai erai și figurant. Da, te elimina. Jucai la nus pe Dinamo. Te elimina vestiarul, da. Și, bă, ăsta, Ștefănescu... Tatăl meu, după primul meci, când a dat gol, mamă, ce, stai mă puțin să-l vedem, că e ușor de ajuns sus, e greu să te menții acolo. Nu este un jucător de echipă, are 26-27 de ani. Până la vârsta asta trebuie să facă pasul la o echipă mare, nu să joci la Sepsi atâția ani. Și suma de transfer mi se pare mare, 1.300.000 de euro să dai pe un jucător ca Ștefănescu. Da? Băluță, la fel, Băluță a venit cu un salariu foarte, foarte mare pentru fotbalul românesc. Băluță, când s-a câștigat campionatul, chiar a contribuit. El, Băluță... Bă, dacă nu era Coman anul trecut, nu câștiga niciun campionat, era al 10-lea an. Coman a fost decisiv, Coman și Olaru... Coman, care ați văzut care e știrea dimineții. Da. Care a primit 11 luni de închisoare cu suspendare pentru... Fapta aceea când a condus cu permisul fals. S-a povestit tot și de unde a luat permisul și cât a plătit online pe permis. 11 luni de suspendare cu...
30 de zile obligat de muncă în folosul comunității. Nu știu ce va însemna aceasta, dacă va rămâne, pentru că probabil va trebui să joace la fece voluntari, pentru că în bine, zona aceea... Bine, poate să cele 30 de zile să le facă și la anul în vară. Da, poate să rămâne și să le facă cu vacanță. Poate să le dea la anul în vară, când intră în vacanță, să vină să facă chestia. Să ce? Să taie, să tună gazonul la voluntar, nu? Da, pe ce? Să strâns frunze de pe stradă? Să stai la poartă la meci, să dai bilete. Oricum, mă bucur pentru el, că decât altfel, mai bine te duci cu culezi să-și frunzi. Da, e mai bine. Da. Dane, această luptă, Dan Șucu cu Gigi Becali, cum da, o vezi? Gigi n-a înțeles-o, fiindcă, bine, ești, sunt și prieteni, sunt și neamuri, nu mai știu ce nu, e clar că acolo. E... Dar și Borcea la început. A, ce ai spus tu cu Borcea, cum făcea Borcea? Cristi, cum era? Călcat pe cadavre, da. N-avea, puteai să ai tu semnat de 3 zile, că el tot te suna, spunea. Da. Da, nu știu, eu cred că domnul Șucu, odată cu venirea lui, sau nu odată cu venirea, odată cu hotărârea lui de a-l aduce pe Șumudică, Șumi a spus că îi mai trebuie niște jucători, Șucu încearcă să poate să-i facă pe plac să-i aducă jucătorii de care... A luat banii pe, care avea pe Ragmanii, nevoie. A luat dar, 5 milioane pe Ragmanii, putea să... Hai să spun ceva. Da, sunt 5, 4, domnul Șucu... Stai liniște că e pe plus de când am venit la Rapid, nu-i pe plus. Păi spune, a investit 9 milioane și ceva și are 15 milioane luate numai pe jucători care i-a vândut până acum. Dar nu e treaba noastră, bine. Dar nu cred că, eu nu cred că niciodată că ar fi dat 2 milioane banii cash pe el. Am zis că erau cu în rate. Păi, 1.200.600 de mii. Nu-i dădea 25 de mii salariu niciodată. Niciodată nu-i dădea 25 de mii. Păi nu, la Rapid dacă dai 25 de mii, rup vestiarul. Da, rup vestiarul. N-ai mai. A încercat. Chestia că încă și după ce a semnat l-a mai sunat pe jucători. Asta nu înțeleg. Odată ce a semnat, de ce mai sunt? Nu semnase Bârligea, n-auziți, a spus Gigi, a semnat dimineața Bârligea, aseară nu semnase Bârligea, păi atunci, și interesant. Atunci Gigi n-are dreptate, ce? Aseară a fost acolo semnat între cluburi, între cluburi. CFR și PCSB. Și jucătorul nu semnase. Jucătorul nu semnase. Păi și dacă semnase cluburile, ce mai faci? Păi da. Tu de ce te mai bați ca club? Cluburile s-au înțeles. Păi da, dacă jucătorul nu semnează... Dacă nu semnează jucătorul, degeaba. Are și jucătorul un punct de vedere, nu? Acum. Șucu nu-l cunoaște pe Gigi, îl mai perdea Gigi pe... Dar n-ai văzut, a plătit în plus față de aseară? N-ai înțeles, a plătit în plus datorită faptului că s-a băgat Șucu. S-a băgat Șucu. Da. Dar eu nu cred că niciodată n-ar fi acceptat CFR-ul 1.206.000 la vară și Gigi dacă îi dădea 2 milioane. Da, dacă poate venea... Și Gigi a vrut să dea mai puțin. Auzi, dacă venea Cazan cu 3 milioane, îl dădea în Rusia. Cred că a fost la 1.500.000, cred. Da, cred că Gigi a fost de 1.500.000 banii toți. Bani, și ăsta a spus, stai mă, uite, l-am 2.800.000 și Gigi, da, bine, ai dau eu 2 milioane. Am mai dat decât 500 peste. Da, eu zic că a zis că am dat mai mult. Am dat mai mult decât trebuie. Da, dar... Da, eu zic că o să-i scoată. Din ce vorbesc eu și apropo de informații, acea sumă în plus despre care vorbea Gigi Becali a mers la impresar. Deci nu este o sumă care a crescut în discuțiile cu Neluțu Vărga. Deci au rămas cele 2 milioane cu 15%. Aia înseamnă că e clar, a fost 1.800.000 și 20.000 a luat impresar. Nu, 2 milioane va lua Neluțu Vărga. Ce peste e la impresar și la jucător, asta spun. Nu s-au modificat datele discuției inițiale între Vărga și Becali. A plusat la impresar și la impresar decât de Rapidul. Da. Și l-a convins pe impresar și pe jucător să semneze cu FCSB prin suma pe care a dat-o impresarului italian, nu? Că am înțeles că Bărdigea... Dar de ce n-ai scouter, mă, Gigi? De ce nu ți-e un scouter adevărat care să vadă acești jucători... Și dacă ai scouter, ești tot de impresar. Păi, da, dar... Bărdigea a venit din Liga 3-a, dar nu-ți... Bărdigea a venit din Liga 3-a la CFR. De ce nu-ți faci tu academie... Ca Hagi? Nu ca Hagi, fiindcă hai să-ți mai spun ceva, să spun și altceva. Jos pălăria pentru ce face Gică la academie. Dar zic și mie un jucător care l-a scos Hagi la academie. Ai, care Pitu, are jucători care au luat bani, dar Hagi nu poate să vândă. Revenim. Luis Munteanu e? Revenim. Luis Munteanu e? Da, este. Scos de Hagi? Nu. Ce, e făcut de el de mic? Acum? A luat de la Bârlaș sau de unde? Nu, de la Bârlaș sau Roman. Nu, de la Pitești. Ba da, nu, că sunt doi frați. E și frațul joacă la...
Spune-mi. Hagi. A, dacă e luat de la 13 ani? De la 13-14 ani. Ascult, dacă e luat de la 13 ani, e făcut de Hagi. E făcut de Hagi. Da, dacă Munteanu e luat de la 16-17 ani, nu mai e făcut de Hagi. Corect. Nu, Luis Munteanu e de la 13 ani luat. Ce atunci cu el? Problema e altceva la care eu vreau să spun. Bă, ți-am spus tot respectul pentru Gică, ceea ce face pentru toți jucătorii români tineri. Dar totuși, undeva greșește și el cu ei. Fiindcă uite, toți care pleacă nu joacă nici el. E greu pentru că fotbalul foarte mare, domnul, e greu să te impui. Nu, da. Deci undeva unde, înseamnă că undeva unde greșește e și el. Și eu spun, nu, jucătorii ei nu joacă în cupele europene, cum joacă la PCS. Nu, nu joacă nici afară niciunul. Care, toți care au plecat afară, uite că nu joacă, nu se impun. Fiindcă eu spun altceva, afară ca să te duci să te impui e o problemă mare. Trebuie să fii, ai un caracter foarte puternic, fiindcă când te duci afară toți spun așa, ai venit străin, trebuie să dovedești că ești mai bun ca noi. De două ori trebuie să fii mai bun atâta ca noi. Atâta timp că tu nu dovedești că ești mai bun ca noi, în vestiarul ăla nu intri, nu joci. Clar. Așa și înseamnă că n-au capacitatea sau n-au tăria, fiindcă bă, avem jucători buni, dar de ce când pleacă toți afară, nu joacă niciun. Și vorba de mentalitate. E greu. Păi ascultă-mă, păi înseamnă că Gică greșește undeva, că totuși ia jucătorul la 13-14 ani. Trebuie să lucreze cu ei și mental. Păi da, el îi vinde pe la 19-20 de ani. Da? Păi tocmai. Și la 19-20 de ani și tu ca... Păi și în afară, uite, îi vinde pe ăștia toți 19-20 de ani și toți joacă. Nu se întorc acasă după 6 luni. Noi îi vinde și după 6 luni vin acasă. Înseamnă că undeva greșim și noi care ne ocupăm de asta. Înseamnă că și noi ar trebui să schimbăm ceva la copii, Gigi, ca copiii să înțeleagă un lucru. La el, academia nu mai este de nu, actualitate. Nu, majoritatea le-a dat drumul. Păcat, făcut o academie chiar extraordinară la Gigi, dar într-adevăr costă foarte mult. Vă dau un exemplu, nu e de antrenori. Hai să spun ceva, fie. Dar nu e de antrenori, e de inițiere, de învățare. De inițiere, fiindcă hai să spun ceva, fie. Echipa de Liga a 3 acum, da? Ai 13, 14, 15, 16 la elită. Știi cât te costă deplasările pe lună la 13, 14, 15, 16 ani? Mm. 4.000 de euro. Hai că ne întoarcem cu discuția, l-avem la telefon și pe domnul Dumitru Dragomir. Te salutăm, Nea Mitică. Mai noră voi. Ianus Lupu, Vivi Răchită și Bănel Nicoliță sunt în studio cu mine aici. Știrea dimineții vine de la Gigi Becali. Bârligea a semnat cu FCSB. Exact ce spunea și dumneavoastră ieri. Cam știa și suma pentru care se face transferul. S-a făcut până la urmă. Gigi Becali reușește să... Cu suma pe care am spus-o eu. Exact. Da. De-aia v-am și sunat, pentru că confirmarea o aveam de ieri, dar a fost nebunia de aseară, ați văzut. Cu... Sunt un adevărat oracol. Da. Exact. Păi altfel nu discutam, normal. Dar ați văzut toată nebunia de aseară cu Rapid, care a încercat să-l aducă domnul Șucu în Giulești și până la urmă Becali a pus piciorul pe accelerație și înțeleg că a plusat. Părerea mea este că a fost o manevră a lui Varga să mai ia 500.000 în plus. Varga cu domnul Șucu, nu? Bineînțeles. Sau Varga fără Șucu. Neluțul ești maker, mă, ce vrei. Adică nu i-au convenit banii inițial cu care bătuse palma cu Gigi Becali și a zis, hai să mai încerc să mai scot ceva. Și a mai obținut 500.000. Așa ziceți dumneavoastră sau așa informații aveți sau așa credeți? Așa cred. Așa credeți, am înțeles. Așa aș fi procedat eu. Da. Ca să mai storc de la Gigi ceva. Da. Gigi Becali a fost cu noi în direct și a spus m-a costat mai mult din cauza lui Șucu. Exact așa ne-a spus. Dar nu aibă nicio intervenție aici, să fie numai șmeche. Mm-hmm. Păi, până la urmă, e un jucător important pe care l-a transferat FCSB-ul. Foarte important, să știți, de la mine. Cu toate că Steaua avea două vârfuri de atac destul de valoroase. Dar numai în situația când joacă cu amândoi. Steaua nu poate să joace fără două vârfuri de atac. Și dacă joacă Bârligea, nu poate să joace cu un vârf de atac, că nici nu atinge.
Acum are trei vârfuri. Care credeți că vor fi cele două? Bârligea și... Din cei trei, cred că va juca Niculescu cu Popa. Asta e cea mai tare. La anunț și la boteză. Eu n-am dreptul și eu la opinie? Ba da, normal. Din cei trei... Din cei trei Aveți grijă că cam sunteți oracol. No. Va juca cu Bârligea, că a dat bani mult cu el. Că nu vrea să facă de râs. Dar să nu fie ca Ștefănescu. Să nu-l lase decât câteva minute să joace. Să-l scoată, să-l înnebunească. Nu, că aici are interes să, să-l vândă. Păi ce, pe Ștefănescu nu are interes? Gigi, cred că are interes la toți jucătorii să ia bani pe ei. Gigi e negustor, bă, frate. Ăsta a fost născut să facă bani. Da. Deci, spuneți că va juca Bârligea și probabil cu... Cu unul din trei. Cu unul din trei. Odată cu unul, odată cu altul, odată cu unul, odată cu altul. Da. Dar eu vă spun, atâta timp, când încearcă atâta variante, ba joacă cu un vârf de atac, ba joacă cu unul în spatele altuia și așa mai departe. Nu, mă, joacă mai acolo ca să nu dai posibilitatea apărătorilor să vină peste tine. Ați văzut Dinamo, cum joacă Dinamo, e greu, eu vă spun, Dinamo vine în primele șase echipe ale campionatului, să vedeți. V-a plăcut și aseară Dinamo? Mi-a plăcut și întâmplător i-a bătut Cluj, să știi, întâmplător. Spun ceva acum care s-ar putea să mă contreze cei din de acolo, din studio cu tine. Da. Dar eu spun că Dinamo are cei mai buni trei jucători de culoare, are cei mai buni din țară. Fundașii centrali și optarul din fața fundașilor centrali. Da, Gnaure. Gnaure, ăla. Hai de mine cum pastează, Dumnezeule. Fundașii centrali, ne amintim că Homau și cu Boateng sunt peste Daua cu Ghezana? Da. Deci stopării lui Dinamo sunt peste ce are Gigi Becai la FCSB. Vivi Răchită s-a strâmbat. Da. Sunt acolo, Boateng nu e nici peste mine. Ați auzit-o pe asta? No. A zis Vivi că Boateng nu e nici peste el. Ai amintit că Boateng le comite rău. Le comite, dar în ultimele 5 meciuri a fost excepțional. Ai, și-a făcut vreo două penalturi și a dat pe lângă minge. Și? Păi tu nu făceai? Făceam când trebuia, neamitică, cu Neajan, cu Rinaldi. Când trebuia, făceam și eu penalti, ce să faci? Da. Să știi că joacă bine din ea. Și joacă bine, da, de la fundul terenului. Pleacă bine. Bun copii, neamitică, bun copii. Vedeți ce înseamnă? Da, s-a văzut de la început că e bun antrenor. Steaua joacă... pleacă prost de la portată. Cu cine să construiască? Cu Daua și Înghezana? N-au dat o pasă filtrantă de când au venit. Bă, dar m-a impresionat ăla, fundașul stâng de la... a făcut câteva meciuri, n-a jucat 2 ani în capa jucăra, panțirul ăla. A, panțirul de la FCSB, da. Bă, vă dați seama ce plămâne are ăla dacă poate să fugă atâta după 2 ani de pauză? Da, dar mai e o problemă, ne-am zis că și calul aleargă. Da, dar ai văzut că face bine, face alunecări corecte, m-am uitat pe el. Să știi, dă bine cu capul. Și când centrează, fugi în apărare. Da, aici, stai un picuț, că asta cu centratul, un fundaș lateral centrează de 2-3 ori pe meci. Nu, dar nu e asta, și asta înveți. Centrarea o înveți, să știi. O înveți greu, dar o înveți. Păi și cu cine o să joace acum FCSB-ul? Cu Panțărul sau cu Radunovici? Cu amândoi joacă, pentru că au meciurile astea se succes foarte rapid internaționale cu astea Superliga, să știi. Da, păi sunt și în campionat, sunt și în Cupa României.
Europa League. Eu mă temem că ei se vor axa pe meciurile internaționale și vor neglija puțin campionatul, ci va pierde campionatul pe care dacă face așa ceva. Pentru că sunt jucători cărora le convine, uite, eu fac pariu pe cât vrei, că și cei din redacție de aici de la tine care au fost fotbalist mari, le plăcea mai bine să joace din 3 în 3 zile decât să facă antrenamente foarte tari. Singurul antrenor care puteai să joci din 2 în 2 zile care nu te menaja era Nemici. De ce? Pauză? Da. Da. Dar ce unde ești, mă? Ia și joacă. Păi dacă se face un ciclu săptămânal cu două antrenamente marte. Unde e satisfacția mai mare? Să joci sau să te antrenezi? Serios, ce mai frumos. Să joci, băi, fratele de meu, și acolo acolo și înveți, mă, nene, că așa, și o vorba era zis mai devreme, lupul sau ce aia, și calul fuge. Îi dai ture de teren și faci acum mai modern, pui semnarea pe teren, sari peste ele, peste scărițe, peste au, Doamne, Dumnezeu. Ne-am amintit că de-aia nu mai joacă nimeni. Ne-am amintit că am fost ieri la un curs pro la perfecționare, a venit Massimo Lucchesi din Italia și a fost și rednic, au fost mai mulți, Costel Gâlcă, am văzut vreo 40 de inși de posesori de licență pro și ne-a prezentat tema microciclul săptămânal. Trei variante. Într-una din variante erau ca meciul să fie duminică și să ai luni și miercuri sau luni și joi, cum au italienii de obicei, libere, două libere. Și am zis, ăsta e, uite, Lennon după asta s-a luat. Că Lennon le dădea așa. Lennon le dădea. Ne-am amintit că asta cu pauză la mijlocul săptămânii, nici acum 40 de ani nu se făcea. E onoarea mea dacă te mint. Da. Ne-am amintit că eu vreau să vă întreb altceva. Câte echipe mai fac două antrenamente pe zi? Nu prea mai fac. Niciuna. Dom'le, în Anglia nu face nimeni. Da. În Anglia joacă la două zile. Da, apropo... Da, te știi de la mine că forța o fac în sală. Da, normal. Da. Da, apropo de pauza aceasta la mijlocul săptămânii pe care Lennon o dădea la Rapid, s-a văzut, se vede în jocul Rapidului? Ca morți după minutul 60. Păi depinde, pentru că aia era pauză de dehidratare. Făteai un șpriț, o bere? O zi întreagă pauză de hidratare. Era cam lungă pauza de hidratare. Nu dai seama ce șprițul se dă. Băi, fotbalistului nu-i trebuie să-i dai răgaz deloc, mă. Decât un pic de pauză înaintea competiției de câteva ore, 10 ore, 12 ore. Da. Organismul să se reașeze. Ca să mă întorc la Bârligea, domn președinte, credeți că o să reziste dacă Gigi îl scoate la pauză 2-3 meciuri la rând? Ba da, să mă ierte, dar e un pic, ăsta rezistă, că e mai nesimțit decât Ștefănescu. Că la Gigi, dacă ești puțin mai nesimțit, poți să faci treabă cu el. El te înjură, tu să-l scuipi. În ghilimele, să-l scuipi. Am înțeles metafora, da. Mai jos la... Am înțeles metafora. Cu ghilimele de rigoare, dar până la urmă așa trebuie să-i faci. La unul care te ține numai în șuturi și un cal, un bou, un ăsta, dacă îl ții la jug și tot dai în el cu biciul, el trage săracul, trage până la o vârstă, ia dă-te băta și se pune pe camăgarul pe patru picioare, poți să-l omori că nu mai mă mișcă. Și animalul simte când e nedrept stăpânul cu el, da, corect. Deci spuneți că are așa o doză mai de nesimțire că el ar putea ajuta în relația cu patronul. Da, iar ca fotbalist este bine să fie un pic mai nesimțit. Așa cum a fost, de exemplu, unul grăsut de aici din... Adică, da, mersi frumos. Da, mai plinuț, nu grăsut. A, ce te-ai simțit tu? m-am simțit mai așa, mai nesimțit, nu? Mai plinut. Da. Cu acest transfer, FCSB-ul are o echipă completă în acest moment, având în vedere că l-a semnat și o să-l prezinte și pe Mihai Popescu, fundaș central? Băi, copii ai dureri, nici Manchester City n-are echipă completă, nici Real Madrid n-are echipă completă, nu există pe pământ echipă completă. Tot are o fisură două. Are o echipă care numeric și valoric poate rezista și în campionat, și în Europa League, și în Cupa României? Da.
Da, și le face de mântuială pe toate. Adică nu ies niciuna ele cum trebuie. Da. Se bate pe... N-ai cum să... Măi, fratele meu, ca să iei grupa asta sau să treci de grupă, îți trebuie fotbaliști de la 10-15 milioane în sus. Bă, uitați-vă ce are Manchester United. Cu care te confund. Așa ne uităm și ce are PAOK Salonic și ce are Olympiacos sunt. Băi, fratele meu, echipa lui Lucescu, o să vezi, asta se bate pentru locul 2. Da, dar e un clasament foarte complicat, neamitică. Nu se face clasament de cele 8 care sunt în grupă. Se face un clasament pe toate cele 36 de echipe. Adică e ceva foarte, foarte ambigu în acest moment. Mie îmi place așa. Pentru că sunt alte serii așa de tari și este echipe foarte puternice fără să facă puncte. Da, fiecare va juca o meciuri și se va face un clasament cu toate echipele. Primele 8 merg mai departe. S-ar putea Manchester să vină pe locul 22. Da, cine vine pe 22 joacă un baraj după aia, locurile 9-24. Ce dracu, îmi spuneți, sigur că da. Dar câte puncte face FCSB în grupa aceasta? Gigi a spus 17 puncte aici la Fanatic. Între 0 și 8. Eu am zis 5, neamitică. E bine, sunt. Există? Cu 8 vine primele 20 de echipe. Da, să zicem, cu 10 puncte vine în primele 20. Cu 10. Da, vedeți inclusiv scenariul ăsta sumbru să nu facă niciun punct? Categoric. Da. A spus între 0 și 8. Chiar să nu faci niciun punct? Un punct, două poate să facă. Am înțeles. Dar poate să facă și 12. Fiți atenți aici ce vă spun. 12 înseamnă 4 victorii. Da? Unde le faci? Cine să bă? Nu vorbiți așa. La fotbal e posibil orice. Dar absolut orice. Uite, câștigă prima etapă. Păi cu aia și cu Carabahul. Câștigă prima etapă. Fac etapa a treia egal. La Glasgow? La Rangers. La Rangers. Fac egal. Midtjylland acasă, Olympiacos acasă. Să nu știu dacă ce faceți un pariu cu mine că Manchester United nu bate la București? A, nu-i bate mai mult de două sau cum ne află? Nu câștigă la București cu Steaua. Fac un pariu cu voi. Dar să știți eu nu fac pariu, că e în ultima etapă. Cine știe ce jucător? Ne-am venit că la 1-0 tot mă atacă și zice. Bine, merge pe o sticlă. Merge pe o sticlă. De bere. De Cico. De Cico. De Cico, da. De apă, aqua. Da. Da, dacă tot faceți voi publicitate. E normal. La aqua, o doză de aqua. Vă dăm direct de la emisiune, vă dă Dănuț. Nici nu mai cumpără. Flavor, da. Flavor de căpșuni. Ați văzut poate și cealaltă știre importantă a dimineții. Florinel Coman condamnat 11 luni cu suspendare pentru fapt aceea, conducere fără permis. Nu, permis fals. Permis fals, E de mai mult, dar nu s-a publicitat. E de mai mult timp decizia? Da, da. Păi și ce o să facă dacă trebuie să facă alea 30 de zile în muncă în folosul comunității la voluntari? Nu, face acolo, unde el face în curtea aluia. Trebuie să accepte, nea Mitic. Dacă vrea... Instanța? Dacă vrea instanța, dacă nu vrea instanța, la anul când vine acasă în vacanță, se mută la voluntar 30 de zile. Da. Sau să ducem în Dubai și facem Dubai 30 de zile. Sau 15 zile o vacanță și aia e. Dacă îi dă bilet de trimitere, dă un pandele de la voluntari. Altfel nu se duce în Dubai. Spuneți-mi ce o să facă Rapidul, că l-a pierdut pe Bârlige, acum au nevoie de atacant. Ăla, pe Bănel. Eu spun că n-au nevoie nici de ataca. Au nevoie de o jumătate de echipă, dar mă rog. Jumătate de echipă? Da. Titulari? Păi de rezervă semnului. Păi domnul Șucu și Șumudică vorbeau, de fapt, Marius Șumudică vorbea despre 3 transferuri. Le-am dat și noi ieri, Melegoni, un vârf de atac care poate fi NG sau Stepinski acela și chiar și românul acela, Alex Dobre, care vorbea ieri cu Horea la
Da, dacă îi cunoaște, pe Sumudică, înseamnă că și riscă să-și asume eșecul dacă nu dau satisfacție. Pentru că, uite, Lennon a adus un jucător de valoare. Să știți, portarul e jucător valoros de la Rapid. Da, 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 Zigrist, bun, bun. Da, deci convingerea mea este că Lot are Rapidul. N-a avut echipă, pentru că a început să lasă joace cu fame, mâncate, cu turiste era mâncat la oricum. Deci oricum, dacă îi rezolvă și Mudică pe ăștia trei de care vorbeam, tot n-ar fi suficient, ar mai avea nevoie de alte întăriri. A, nu, nu, are Lot bun. Și Mudică să-i pună să alerge, pentru că eu n-am văzut de mult așa ceva. 7 din 10 aveau cârcii. Păi când faci 3 antrenamente pe săptămână, ne-am amintit că nu poți să trăiești. Și ai zi de hidratare, da. 3 zile, ei făceau 3 zile antrenament. Și alergau pe trotinetă. Da. Da. Băi, fraților, când am văzut că erau pe jos, să vă uitau, că zic, ce e ăsta, bă, 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 îi rupe și mă, adică mâncă bajura. Bine că a venit pauza asta, că îi da peste cap. Da. Da. Dar și mă, adică omul dracu, și are și noroc, bă, să știi. E onoarea mea, dacă e norocos ăsta, a călcat în noroc. L-a ratat pe Bâligea, nu cred că-l prea ne amintică, că când eram mic stăteam mai mult pe gard. Păi de asta, și-a călcat înainte de a sărit gard, l-a călcat în noroc. Da, spuneți-mi, cum ați văzut până la urmă disputa aceasta Gigi Becali-Dan Șucu? Gigi Becali s-a declarat dezamăgit de cum a procedat domnul Șucu. Dumneavoastră, cum ați văzut acest business nu, numit Bârligea? Nu are nicio contribuție Șucu aici. S-a interesat înainte a anunțat o sumă pe care ar putea o să o dea în rate. El și atâta, dar n-a mai influențat cu nimic, Mai că Neluțu a jucat foarte bine. Neluțu a jucat arta comerciantului. Era să dau acum o rată de... că mi-e frică. Deci, adică arta lui Gigi pe care poftim în negocieri de vânzări, cumpărări, că și asta este... Hienă. Deci Neluțu Varga a gândit cu armele și cu strategia lui Gigi Becali, de fapt. Exact, cu armele lui Gigi Becali i-a mai luat 500.000 în plus. Nu mi-a licitat. Da, mai ales... A aruncat pe unul care știe care bani și cum e Șucu. Gigi a pus potul repede să nu-l piardă, că avea nevoie de un vârf că-l presa... galeria, publicul, cei din jurul lui și așa mai departe. Păi a făcut bine domnul Varga pentru el, mai ales că jucătorul peste 6 luni semna liber. Era în ultimul an de contract. Păi știți că pleacă Bârligea dacă joacă bine 4 jocuri le face bune în Europa League? Cu cât? Cu peste 10 milioane. Fac pariu pe că vreți că e tânăr. Are forță. Se bagă în contre, cum n-am văzut de mult așa ceva, înțelegi? Are spiritul ăsta de sacrificiu al unui vârf de atac puternic. Dacă învață să lovească și bine mingea, pe onoarea mea dacă îți face vârf strâns de doi. De bani mulți. Păi dacă pleacă pe 10 milioane, ne-am mitit că mai ia și Neluțu Varga cu 1,5 milioane. Da. Care de la CFR nu pleca nici cu... banii ăștia în străinătate, vă spun precis. Ei, după părerea mea, este în ultimii ani cea mai mare sumă dată cu un jucător din România, român din România. Dan Petrescu, cum credeți că va reacționa la faptul că l-a pierdut pe Bârligea? Sau nu mai are nimic de spus? El l-a dat pe Petrescu. Adică el și-a dat acordul să plece? Da, pentru că l-a luat ăla la Constanța. Pe Luis Munteanu. Și nu putea să acolo înțelegere că trebuie să joace titulară. Luis Munteanu? Asta. Da. Și a făcut bine de mecă. Și eu dacă eram în locul lor, și eu îl dădeam pe Bârligea. La suma asta. Da.
Rapidul va avea probleme să prindă play-off-ul, cum spune domnul Becali? Nu. Vedeți-vă de treabă. Ar putea Rapidul să bată pe Steaua. Pentru că Steaua se va mobiliza pe jocurile din cupele europene. Pentru că Gigi urmărește banii. Da. Păi ia gândește-te să te califici câtă sumă ei. Ei nu poți număra? Da, sunt bani mulți. Sunt bani mulți, de adevăr. Da. Dar FCSB-ul o să tremure puțin până prinde play-off-ul? O, categoric, băi, frate. Băi, eu vă spun, chiar dacă puteau să le dea 2-3 UTA, puteau să fie și 2-2. Urmează meci la Cluj pentru FCSB. CFR Cluj, FCSB. Da. Dar cred că Burligia nu o să joace. Că eu fi pusă la... Din informațiile mele, vă spun că nu există nicio clauză. Burligia poate să joace, Burligia poate să joace și să debuteze la FCSB chiar la Cluj cu CFR. Nu e împrumut, e cumpărat. Bă, Burligia a crescut datorită faptului că a jucat la Dan Petrescu. Aici, dacă veni la Steaua și dacă îl ține un meci, două rezervă, cum e el coleric, așa că Burligia este destul de coleric, să știi, că nu suportă nedreptatea ca Ștefănescu. Bine. Și e mai ambițios. Mie îmi pare mai ambițios, mai așa, mai cu vână pe el. Mai decis. Bine, eu știu. Eu așa îmi pare, nu știu, din tribună, nu-l cunosc pe băiat. Eu aș zice mai nesimțit așa, dar eu tot știu. Da, în sensul pozitiv de fotbalist. Adică da, să-l interesează doar fotbalul și atât, nu ce... Ca fotbalist trebuie să fie un pic mai nesimțit. Altfel o erază și cu cap. Ne amintim că eu sunt mai nepăsător, așa, nu? Nepăsător. A găsit, Dan, un cuvânt mai bun, da, bravo. Același lucru e, Dănuțe, să știi și tu de la. Ori nepăsător, ori nesimțit, e mai dur cuvântul. Da, e același. Da, în limbajul de fotbal, nesimțit înseamnă nepăsător, de fapt, nu înseamnă altceva. Ne amintim că mulțumim mult de tot pentru dialog. Să vă trăiască viața și... O zi bună! Privitorii! Mulțumim mult! Să aveți o zi beton! Multă sănătate! Dumitru Dragomir, în direct cu noi aici la Fanatic Superliga. Te rog, Dane. Vreau să fac o precizare. Așa. Când a spus lui Șumi că stătea mai mult pe garduri, am glumit că ăla o ia în serios, după aia și iar o ia cu capul. Da, să vezi și te urcă pe garduri prima oară. Că am făcut explicarea asta ca să... Nu, că eu știu că nu. Dar să știi că explicația ta nu o să mai ajungă la Șumi. O să dă că prima. Da. Crezi că o să aibă probleme FCSB-ul să, până prinde locurile de play-off, până urcă? La cum au început și cum doar încearcă să joace pentru aceste meciuri internaționale, fiindcă aici poate greșește Gigi, fiindcă ca să faci o echipă competitivă și o echipă care bună să joci în Europa, trebuie să joci cu aceeași echipă. Când joci în campionat cu o echipă și în cupele europene cu altă echipă, știi cum e? Joci o etapă stai, joci o etapă, trei stai. E greu. Poate ar trebui să înțeleagă că dacă ar merge doar cu o echipă și nu există, am mai auzit acum jucători români, bă, sunt încărcat. Ce mă, ai saci în spate? Ce ești încărcat? Dar mă, te-ai s-a încărcat armă. Da, pe vremea mea, dacă spuneai la unul că ești încărcat, lua un par și dădea două pe spate ca să te descarci. Cum ești încărcat la 20 de ani? Eu nu înțeleg. Bă, ești încărcat. Cum vine asta? Și credeți-mă, fac și eu și mă ocup și eu puțin de 2-3 ani iarăși de fotbal, mai merg și eu în cantonament. Nici o echipă nu face nici 30% din ce făceam noi pe vreme. Vă dau cuvântul meu de onoare, dacă iau o echipă de divizia A acum și o duc la Câmpina să facă ce făceam noi, după 3 zile fug toți acasă. Sau să te duci la forma lumea. Da, sau la asta. Jumate dintre ei să lasă. Ce după mă fug acasă, mă, după 3 zile? După primele 3 zile de la Forman, jumate... Când le explicam că dimineața la ora 7 ne scula cu trompeta și trebuie să facem 10 km pe asfalt,
În 48 de minute era bine paspa, că ne făceam cu pantele alea pe la gura și după aia făceam numai pantă de naia pe zăpadă, era zăpada până la genunchi. Da. 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 Uite un clasament interesant pe care colegul meu, Laurențiu Boboacă, mi-l trimite. Cu acești bani, 2 milioane plătiți pe Bâligea, FCSB-ul ajunge la 3,9 milioane investite în vara asta și trece pe primul loc. 3,9 milioane? Băgați anul ăsta în transferuri. Păi la 30 cât... 3,4 CFR Cluj, 3,2 milioane Rapid. Acestea sunt echipele din față, după aia pauză. Sub 150 de mii sepsi. Deci ca să vedem. Deci CFR Cluj, Rapid și FCSB împreună 3,6,6 cu 3,9 împreună cât fac 10,5 milioane de euro investite. Cât ar da Crystal Palace pe unul. Da, no, și ca să fie ca să fie foarte clar din informații pe care le avem noi la Fanatic, Bârligea l-a costat pe Gigi Becali 2 milioane de euro bani plătiți la CFR Cluj cu 15% coada de transfer și 200 de mii de euro plătiți lui Bârligea ca primă de instalare, Bârligea și impresarul lui probabil. Aceasta ar fi de fapt explicația, declarație pe care domnul Becali ne-a dat-o anterior. M-a costat mai mult din cauza lui Șucu, a plusat la jucător și l-a convins pe Bârligea și pe impresar ca să semneze cu FCSB. Chiar în circa 30 de minute va fi... N-am întrebat de ani. 3 sau 5? 5 ani. Am întrebat. 5 ani, păi nimeni nu punea problema. 2 milioane nu poți să... Da, dar impresarul aseară spunea că vrea 3 milioane. Da. 3 ani. Păi, auzi, impresarul a vrut și niște de bani. Dacă Gigi a acceptat, trebuia să accepte și... Deci a semnat pe 5 ani, 25.000 de euro lunar salariu și clauză de rezidere 15 milioane, cum spunea domnul Becali, deși a vrut să-i pună 20 de milioane, a rămas la 15 milioane. Acestea sunt toate cifrele transferului lui Bâligi la FCSB, transfer anunțat exclusiv aici la Fanatic Superliga. Urmează, încercăm să vorbim puțin mai mult, dacă se poate, și de Ucluș cu Dinamo. Ieri, Dane, vorbeam noi înainte de emisiune, da, ce înseamnă în fotbalul modern, românesc și în fotbalul modern, posesie să ai sau să n-ai mingea, nu? Cu mingea e mai greu, e mai ușor fără minge, da? 41% la 59% posesie pentru Dinamo, 12 șuturi Dinamo, 4 șuturi Clujul și a câștigat Clujul, nu zic. Deci am ajuns într-o... Să mai conteze posesie. Na, nu mai contează posesie, nu mai contează mingea, nu mai... Atac, oricum, Dinamo e alt Dinamo față de anul trecut. Am fost în Delta la un prieten care e dinamovist, să-ți dai seama, pensiunea unui prieten, că e dinamovist, nu Sterli sau Petrolist, la un dinamovist de ăsta, care... Și m-am întâlnit acolo, stă dat unul jos din barcă, domnule Chite, veneam la dumneavoastră la meciuri în Ghencea. Îți dai seama, unul din Maliuc venea la mine și spuneam, băi, știu că Dinamo acum 2 ani juca în Liga a doua. Nu mai sunteți Dinamo ăla după vremea mea din anii 90, dar totuși anul ăsta Kopitch a făcut o echipă care joacă, o echipă care construiește, o echipă care se apără bine, o echipă care face pressing sus și eu văd Dinamo și Ucluj, două dintre echipele care vor fi în play-off. Să aveți bătălie pentru play-off ce va fi anul ăsta. Eu văd că Faro anul ăsta nu cred că va mai fi în play-off, văd că Sepsi, probabil cele două sunt cele care vor ieși din play-off. Și atunci să rămână cele patru, FCSB-ul, Rapid, Craiova. Păi vezi că dacă FCSB-ul mai pierde un meci, CFR. Și plus Cluj, Oțelul, cu fie greu să intre. Da, chiar și Oțelul. Păi și Dinamo. Dinamo. De Petrol tău nu zici nimic. Știi când... Ai mei, Petrolul care se pot... Lasă-mă că a venit turcul degeaba, că am înțeles că a venit doar a mâncat două șoarme, a fumat un trabuc și a băut un whisky și n-a lăsat borseta deloc din mână. A ținut în brâză. Că ne ducem, că am dus puțin discuția la Petrulu. A venit turcul, dar vine cu Cicălău, nu? Ui, să știi că se discută, da. Discuții sunt. În Ploiești, când a fost asta cu Cicălău, toată lumea este o petardă. Dar nu, sunt discuții. Știu și din... Păi de ce depinde? Păi și eu am niște discuții să le iau pe mese acum la mine. Nu, chiar să discute, am vorbit cu cineva din anturajul lui Cicălău. Păi doar regula de discuții. Și nu, se discută doar în privința salariului să fie plătit de Galatasaray 90%, și să plătească și pentru 10%. Pentru că Cicălău trebuie să joace. Cicălău a pierdut echipa națională. Cicălău, dacă nu va merge la echipa la care să joace,
probabil că la vârsta lui va avea o... Se bate petrolul cu Mihai Rotaru, cu Craiova? Mai aici, pentru că e dorit da, foarte mult și de rotare. Aici noi avem un avantaj că acest patron turc, Serhat Cezina, da, dar aveți și dezavantajul că trebuie să vrea și căldă. Da, da, avem... Și nu cred că se vrea la Ploiești, cred că se vrea mai mult la Craiova. Deci acum suntem pe locul 5, Dani, ce zic, ce? Acolo, suntem pe locul 5. Stai, mă, că de-abia a plecat căruța, stai să ajungă la finish. Etapa a doua sau a treia, dacă vă spunea cineva, spune eu. După prima etapă cu Buzău, Doamne, la retrogradare. Ce facem? După da. Meciul cu Dinamo nu stai cu... Da, după meciul cu Dinamo a fost... Bine, da, după meciul cu Dinamo a plecat Mehmet Topal în Turcia și a venit reîncărcat, ca să spunem așa, și de atunci n-a... A, adevărul că v-a schimbat niciun jucător. Și v-a adus din Turcia. A venit cu altă mentalitate. Nu, noi jucăm. Da, Dinamo e pe un drum interesant, mi se pare mie. Îi vezi în play-off? E de vreme, într-adevăr. Doresc, cum e de vreme, dar doresc, a trecut deja, că vor reuși, fiindcă, hai să fim totuși serios, sunt echipe mult mai bune și care cred eu că... Eu am spus-o, mi-e frică de Dinamo să aibă două înfrângeri, să-i văd după două înfrângeri. Nu-mi doresc să vină următoarea înfrângere, etapa viitoare, îmi doresc să câștige, dar... Știi, când toată atmosfera mai e bună, ai și rezultate, totul e ok. Și problemele încep... Hermannsteiner și racheta acum. Da, da. Mâine va fi prezentat Nana Andrui la Hermannsteiner, l-avem la telefon direct cu noi și pe domnul Giovanni Becali. Bună ziua! Bună, bună, Cristi! Ție și invitațiilor! Dănuț Lupu, Vivi Răchită și Bănel Nicoliță sunt alături de mine aici în studio la Fanatic. Salut, îi salut, Pamuzi! Am avut mai devreme pe domnul Gigi Becali, vorul dumneavoastră, care a anunțat transferul lui Bâligea la FCSB. Am auzit și eu, da. S-a rezolvat până la urmă. Cum vedeți dumneavoastră această mutare în care da, Gigi reușește să ia fața Rapidului sau să câștige bătălia? E un jucător bun, e un jucător care a marcat anul trecut, e un jucător care se poate marca, e un jucător care a crescut mult în ultimii 2 ani. Sper ca FCSB să aibă un atacant, în sensul că un numărul nou. Acum să vedem cum se integrează în lotul echipei. Și cred că a făcut bine pentru că urmează meciuri de 3-3 zile și cred că Steaua avea nevoie de acest atacant. Da, până la urmă, Luis Munteanu la CFR, Bârligea la FCSB, s-au aranjat atacanții, apropo s-au de... S-au aranjat apele, nu? Apele, s-au liniștit apele, s-au aranjat într-un fel. S-au liniștit apele într-un fel. Cine credeți că are mai mult de câștigat din mutările astea două? Eu cred că FCSB are mai mult de câștigat pentru că din păcate, Munteanu la Cluj trebuie să alege mult mai mult decât la Faro. Pentru că eu nu înțeleg un jucător pe care îl are Fiorentina, îl avea Fiorentina, îl împrumuta și așa mai departe, putea să-i prelungească contract și să-l împrumute la o echipă de divizia B, care putea să plătească și 2, și 3, și 4, și 5 milioane la un împrumut cu cumpărare definitivă. Dar dacă a venit la noi în țară, înseamnă că acolo l-au văzut multe echipe, știau de el, dar nu l-au văzut la treabă. El trebuia să încerce un an și în divizia B, care în primele 6, 7, 8 locuri care joacă și baraj de promovare plus cele două care intră direct, putea să fie o oglindă pentru el. Dar acum sper măcar să se integreze la Cluj și să facă treaba la Cluj. Se pare că vor mai pleca jucători de la Cluj după ce au ratat prezența în Conference League. Păi da. Ce dacă pleacă, au nevoie de bani. Acolo întotdeauna e nevoie de bani. Cel care suferă cel mai mult probabil e Dan Petrescu, pentru că a venit să ia campionatul, să joace în Europa și între timp i-a plecat o grămadă de jucători. Și cel puțin cel care a venit vârful de bază a plecat.
urmează să se bazeze pe Munteanu și să vedem dacă se integrează și el în planurile lui Dan Petrescu. La Dan Petrescu trebuie să vii înapoi, să recuperezi mingea. Da, trebuie să faci efort mult mai mult decât corect, în alte părți. Corect. 2 milioane de euro pentru Bârligea, vi se pare o sumă corectă, mai ales că jucătorul era în ultimul an de contract cu CFR? Pe o sumă cam exagerată cu un an de contract. Gigi putea să aștepte, dar nu lasă cupa asta UEFA și campionatul în același timp, pentru că el trebuie să recupereze punctele care a pierdut până acum din cauza cupelor europene. Acum el trebuie să echilibreze echipa care joacă miercuri și cea care va juca sâmbătă sau duminică. Da. Și are o grupă frumoasă. Are o grupă frumoasă, da. O grupă foarte frumoasă, o grupă unde poate să încaseze bine, dacă nu deja a încasat pentru play-off, nu știu cât, dar mi se a pare încasat că 4,3 milioane sau ceva de genul. 4,3 milioane, e o sumă frumoasă. O să încaseze și pentru meciurile care le joacă pe teren propriu, nu? Da, normal. Probabil va fi sold out și cu Manchester, e posibil o și să cu... să mai încaseze și cu punctele pe care eventual le poate lua și cred în vreo 14-15 puncte care înseamnă alți bani. 14-15 spuneți dumneavoastră? Da, eu zic 14-15, de ce nu? 14-15 înseamnă minim baraj, pentru că locurile 9-24 merg în baraj după aceea. Sau poate însemna chiar primele... Minim baraj sau chiar... primele 8. Noptim direct. Da, sau chiar direct noptim, de corect. De ce nu? Vor fi multe echipe care se vor încurca puțin și cu meciurile astea în deplasare, că și la ei sunt meciuri, numai că cei occidentali sunt obișnuiți să joace miercuri și sâmbătă. Asta e diferența, pe când la noi încă se resimt, din punct de vedere fizic, meciurile astea la 3 zile. La calcul sunteți aproape de domnul Becali, de domnul Gigi Becali. El a spus 17, așa că sunteți pe acolo cu 14. Păi degeaba suntem vechi. Da, nu? Păi nu degeaba, corect. Păi vezi, nu? Între timp ați fost puțin v-ați relaxat, dar s-a rezolvat transferul lui Moruțan la Pisa. Vă felicit pentru transfer. O chestie foarte importantă și un club care merită tot respectul, un președinte care s-a comportat exemplar, în sensul că și pentru faptul că jucătorul acolo și-a făcut treaba, anul trecut l-au dorit, iar să-l aibă Galatasaray n-a dorit, l-a dorit să-l aibă în Turcia și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dă-ți seama că el acum trebuie să fie văzut de doctorii cei mai buni din Italia, nu numai de la Pisa, și de la Milano, și de la Roma, care vor garanta refacerea lui totală. Dacă ar da Dumnezeu să apuce să joace și în luna decembrie, ar fi extraordinar. Da. Și noi aveam informații că undeva sfârșitul anului, începutul 2025 va fi pe teren. Da, acolo ar fi punctul cel mai important ca să înceapă și să facă un retur la Pisa. Pisa e pe primul loc. Mai are... Trag la promovare, obiectiv clar anul acesta. Trag la promovare. Au un antrenor care a fost și mare jucător, mai puțin ca antrenor, dar și-a făcut treaba pe unde a fost. Și Pisa, nu uităm că mai poate să culegă încă două puncte din meciul cu Cittadella, pentru că Cittadella a jucat cu un jucător înscris în a doua etapă. Adică în a doua repriză. Da, am citit. Și îți dai seama, cu încă două puncte, Pisa poate să fie pe primul loc cu 10 puncte. Și le va lua sigur, pentru că în Italia nu se joacă cu regulile astea. Exact, acolo e alb și negru, nu sunt nuanțe. Bineînțeles. Ei, ar fi frumos ca Pisa cu Pipo Inzaghi, că de el vorbeați, să promoveze sezonul acesta. Da. Pipo, care a fost mai mare jucător decât Frasul, dar până la urmă, antrenorul mai bun este fratele care n-a jucat atât de bine fotbal ca și ăsta la altul. Pipo a fost fotbalistul, fratele Simone Mister. Cam așa ceva. Pipo. Dar și Pipo are o ocazie frumoasă cu Pisa. Corect. Are un președinte tânăr, are un proprietar american. E un oraș și o echipă care era obișnuită cu Serie A,
Mi-aduc aminte de Aconetani, când l-a avut pe Lucescu în primul an. Corect. Mi-aduc aminte că l-a adus pe Simeone primul an ca jucător la 19 ani acolo, la Pisa. Se întâmpla în 90, acum câți ani? 34 de ani. Giovanni, dă-ne peste bună și pentru petroliști. Ajungeam și la Cicăldău. Da, pentru petroliști. Te duci la Cicăldău? Nu știu ce va face Cicăldău, dar Cicăldău va trebui să piardă o parte din salariul lui mare ca să poată să joace și importante să joace. Pentru că dacă vrea să le ia în salariul lui mare integral, stă la Galata și se antrenează până în iarnă. Dar unui jucător îi stă bine cu jocul. Da. Așa că trebuie să accepte orice ofertă, pentru că situația nu e nici a noastră, nici a clubului. E pur și simplu, mai să nu spun vina, dar e situația în care jucătorul a jucat. Nici în Arabia n-a putut să supraviețuiască, să mai îl vrea el alții încă un an, nici în Turcia. Acum are ocazia să se relanseze. Are o vârstă, cred că are 27 împliniți, sau dacă nu 27, 26, sigur, și jucând poate să rămână la echipa națională și să revină la Galata, unde îi mai rămâne încă un an de contract. Dar dumneavoastră, la cum vedeți totul situația? Totul depinde de el, de el și numai de el. Da, știu că a fost și Dragoș pe la Istanbul, Dragoș Sârbu. Da, la cum vedeți situația? Da. Cicăldău e mai aproape de plecarea de la Galatasaray sau de a continua la Galatasaray? Nu, eu cred că de plecat. Dacă vrea să joace, vrea, asta e meseria lui și el trebuie să joace. Banii mai poate lua și după 26-27 de ani, prin modul în care va juca acolo unde se va duce. Între Petrolul și Craiova, ce ar alege? Ați discutat subiectul? Deocamdată suntem acolo. Vivi ar fi mulțumit să vină la Petrolul. Rotaru ar fi mulțumit să meargă la Craiova. Da, dar va decide jucător. Va decide jucătorul în funcție și de banii care, ținând cont că Craiova stă mai bine financiar în momentul ăsta, nu știu ce se va întâmpla cu domnii din Turcia, care probabil vor face un efort să-l aibă și ei pe Cicăldău. Un alt jucător care are probleme, domnul Becali, în această perioadă este probleme, în sensul că nu joacă, este Alin Rus, aflat la Pisa. Am văzut Alin că l-a băgat Pipo Inzaghi la ultimul meci câteva minute. Alin Rus, am vorbit ieri aproape o oră cu el. Să vedem Pafos dacă se pune de acord în zilele astea până vineri, mâine, poi mine, în trei zile cu Pisa, în privința totală a sumei de transfer, total, definitiv. Cred că sunt acolo. Președintele trebuie să înțeleagă că dacă antrenorul nu are nevoie de Rus, e mai bine să-și recupereze, nu toți banii, dar o parte din banii care i-a dat, uite că a plătit 700 de mii pentru transferul lui, și el speră să recupereze 5. Cred că și cu 4 jumate poate va fi de acord. Deci undeva 4-500 mii de euro, dacă îi achită Pafu, se poate face mutarea. Probabil. E problema cluburilor. I-am spus și lui Adi să stea liniștit, dacă cluburile se pun de acord, el va avea același contract care l-a avut și la Pafu. Numai că ele dintre ăsta care se plânge tot timpul, nea Giovanni, dar primul an contractul care l-am avut, dar în al doilea și al treilea, joacă-mă tu primul an și al doilea și al treilea, vom vedea, sunt prime de cupă, de Conference League, sunt prime de campionat, acolo e un proprietar rus, nu e o problemă, dar vezi tu, când un jucător se gândește numai și numai la bani, în loc să se gândească numai și numai la meseria lui care îi poate aduce mai mulți bani, atunci sunt niște probleme. Nu mai există pista rapid pentru Rus? Exista la un moment dat. Da, am vorbit cu Viorel Moldovan, i-am spus ce câștigă, i-am spus ce dorește clubul. Văd că nu mai m-a chemat. Nu, probabil și-a găsit. Sau probabil nu vrea și Mudică, nu va chema după ce a venit și Mudică. Nu
mai mi-aduc aminte. Cred că era în timpul ăla atunci, dar nu știu. Viorel Moldovan m-a chemat. Da, da, da. Cu Viorel Moldovan ați discutat de rus. Da, exact. Da, 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 da. Cum comentați, domnul Giovanni, ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă lui Iannis, care rămâne până la urmă la Rangers cu salariu scăzut. Un lucru pe care îl contestă și suporterii. Păi da, dacă ne uităm la rezultatele care a avut Glasgow până acum, Rangers au făcut un meci egal și Celtic s-a dus la două puncte, a mai luat și în meciul direct. I-au bătut cu 3-0 categorii și sunt la 5 puncte, deci situația primului loc e cam rezolvată în Scoția. Nu e ca în Anglia, unde poți să revii, cum a revenit anul trecut Manchester City la 5-6 puncte de Arsenal și a terminat pe locul întâi. În Scoția sunt două echipe, mari și late, care joacă pentru primele două locuri. Și se pare că Glasgow e destinată să rămână pe locul 2. Ăsta e un avantaj pentru Iannis, pentru a putea, mai ales cu ajutorul suporterilor care sunt nemulțumiți de acest Clement, să poată să revină, să joace și chiar titular la Glasgow Rangers. Da, vedem ce se va întâmpla și cu el, că până la urmă e un jucător ar important. Ar fi păcat să nu joace măcar până în iarnă, chiar titular, după care, după modul cum va juca, probabil în iarnă vor exista alte oferte. A existat cumva oferte din Grecia pentru Iannis în perioada aceasta, știți ceva? N-am auzit. De ce să spun ceva ce n-am auzit? Corect. Florinel Coman are și alte probleme, nu știu dacă ați aflat. Am auzit, dar despre asta se știa deja. Se știa, dar acum e și oficial, apropo de decizia. Da, e oficială, e o suspendare, rămâne acolo în cazierul lui, se va șterge peste 2-3 ani, dacă se comportă bine. Asta e, s-a întâmplat. L-a păcălit cineva, l-a mințit cineva, că carnetul e bun, că da. Are și el 20 de ani, cum are alți ani, altă mentalitate, alți bani și sper că și-a dat seama de greșeala care a făcut. Ce facem cu echipa națională? Domnul Lucescu începe un nou mandat pe Banca Națională, e vineri în Kosovo, ați văzut și convocările. Ce suflu aduce Mircea Lucescu echipei naționale? Suflu pozitiv prin sensul experienței pe care o are, pentru că lotul e același, jucătorii sunt aceiași. Sănătate. Scuze-mă, îmi bate soarele. După care e același lot, în afară de Mitriță nu văd mari schimbări. Și cred că cam 9-10 din titularii care au jucat la campionatul european vor fi obligat să joace și în aceste două meciuri. Adică cu cel puțin 9-10 din acei jucători care au început meciul în cele patru meciuri, cu aceiași va începe. Numai că e un alt antrenor, un alt suflu, probabil altă tactică, probabil ținerea mingii va conta mult, probabil jocul în ofensivă va fi mult mai elaborat, când în apărare cât de cât stăm binișor. Unde vedeți locul lui Mitriță, noua echipă națională a lui Lucescu? Eu îl văd un număr 10. Acolo îl văd pe Mitriță. Nu? Nu-l văd în box-to-box, nu-l văd stânga-dreapta, îl văd un număr 10 în spatele unui vârf sau chiar a două vârfuri. Asta înseamnă cu Stanciu puțin mai retras, un optar. Stanciu puțin mai chiar în fața apărării sau chiar în dreapta și cu Marius Marin și cu Răzvan Marin stânga. Cam așa cea, în fața lor. Marius Marin punct fix. Da. Marius Marin a fost omul meciului, în ultimul meci cu Pisa, a fost notat cu 2-1 acasă cu Regiana sau cu ce am jucat. Da, da, da. Marius Marin a devenit un pilon al echipei naționale în fața apărării.
Apropo de jucători români în Italia, Horațiu Moldovan se transferă domnul Becaie la Sassuolo și refuză convocarea la echipa națională. Cum comentați gestul acesta? Probabil... E de acuzat Horațiu Moldovan? Nu, probabil el e supărat că nu joacă titular. Probabil. E o părere a mea, da. E părerea mea personală. Și decât să vină să plimbe la meciurile astea, măcar dacă ar fi fost meciuri oficiale. Sunt oficiale, dar nu de un campionat european sau mondial. Din cauza asta zic că poate să fie supărat, dar probabil și înțelegerea cu Sassuolo că nu e timp de bai venit să te integrezi și lasă meciurile astea, vedem mai târziu. Probabil, nu știu. Da, simțiți așa rămâne... o frustrare că apără tot Niță la 207 ani cât are Niță. Corect. Batem în Kosovo vineri? Sper că da. Dai seama, să nu începem cu stângul, trebuie să începem cu dreptul, nu? Da, normal. Mulțumim mult de tot pentru dialog și multă sănătate. Și invitațiilor și numai bine. Mulțumim, domnul Becali. Sănătate. Numai bine. Giovanni Becali aici în direct cu noi la Fanatic Superliga cu multe detalii interesante despre ce se mai întâmplă pe piața transferurilor. Ai aflat și de Cicâldău, e vorba de Bănuți. E vorba de Bănuți și de dorința jucătorului. De Rus, care e aproape, dacă se înțeleg cluburile să meargă la Pafos, pe 500.000 de euro, este suma pe care a anunțat-o și Fanatic săptămâna trecută. 500.000 de euro este suma pentru care Pisa e de acord să se despartă de Adrian Rus. Iannis, cu situația lui de la Rangers, iar Cicâldău este între Petrolul și Craiova. La echipa a doua sau la echipa mare? Nu, îl va lua la echipa mare după ce i-au luat din Bănuți. Da. A renunțat la bani. Dar glumeau ieri în emisiune. Da, ai văzut ce a zis Clement, că i-a spus jucătorului că pentru el nu o să fie un număr 10. Deci nu prea se bazează pe Iannis. Probabil că Iannis va juca doar dacă va fi schimbat antrenorul. Și la ultimele rezultate lui Rangers, probabil că... Nu e mai mult, dar da. Cine știe. Așteptăm o conferință ceva mai mare la Palat și cu Bârligea. Deci se va face o conferință. Și cu Bârligea și cu de Mihai. De mult nu s-a mai făcut o conferință de vreme. Și cu Mihai Popescu, care va fi prezentat ca nou fundaș central, și Mihai Stoica va fi acolo. Înțeleg că în timp ce vorbea Gigi Becali, am văzut la colegii noștri de la Gazetă, era și Mihai Popescu în spate. Nu o să fie? Cum? Domnul antrenor nu se facă pe cum conferință. Este? Gigi? Dar n-a fost în direct cu noi. Da, mă, dar nu l-am văzut. N-a fost la curs. Bănel, știai că Bulige e brăilean? Da. N-am fost atent, pentru că de fapt, uite cât se brăile se adună acolo. Mă bucur din tot sufletul că așa. În sfârșit mai scoate și brăile la un fotbal. Și Chipciu. Galațul e mult peste ei. Da. am crezut că spune ceva Bănel, de aia l-am lăsat, dar... Galațul este mult peste ei. Da, Vivi. Da. Mitriță la echipa națională. Mitriță chemat de Mircea Lucescu, care, uite, până la urmă, exact cum anunța Horia, acum vreo lună și ceva, imediat după ce a fost numit Mircea Lucescu, s-a confirmat că Alex Mitriță va fi convocat de Mircea Lucescu. Te întreb și pe tine, cum întrebam și pe domnul Becali. Unde vezi locul lui Mitriță în echipa lui Mircea Lucescu? Acum să vedem sistemul de joc pe care îl va folosi Mircea Lucescu. Viorel Tudorache, colegul nostru de la Fanatic, a făcut o analiză foarte, foarte bună astăzi. Și sau 4-2-3-1 sau 4-3-3, iar locul lui Mitriță este, cum spunea și domnul Becali, undeva în spatele vârfului. Sau în 4-3-3 în banda stângă. Mircea Lucescu are această capacitate, acest talent de a lucra cu jucătorii altfel. Avem și noi unul aici, în studio. Da? Deci poate Mircea Lucescu, prin tactul lui, să-l facă pe Mitriță să înțeleagă că echipa națională este altceva față de echipa de club. La echipa de club e jucând. Care e problema? Mitriță trebuie să înțeleagă ca să joace, trebuie să-l asculte, să facă ce spune Mircea. Pe asta vreau să spun, că la echipa și de club ești jupân. Și primul să fie titular. E jupân, dar uite că și la echipa de club, ce a făcut Cârcă, prima etapă a ținut rezervă pentru atitudinea pe care a avut-o. Mitriță Bărunș și-a dat seama că el, fiind cel mai valoros jucător din lotul Craiovei, trebuie să aibă o atitudine. Are o vârstă acum, Mitriță, în care au trecut multe peste el și vorba lui Budescu, Nea Vivi, dacă aveam mintea de acum la 19 ani, eram... Așa e și Mitriță. Cred eu că își dă seama că este o șansă pentru el să fi chemat și să schimbe percepția publică
asupra jucătorului Mitiță. Pentru că s-au vorbit foarte multe și Mitiță nu este așa cum a fost zugrăvit. E un băiat de zahăr, un băiat extraordinar, un băiat de caracter și toți care l-au cunoscut, dar mai are aceste vedetismele astea când lasă-mă, mă, pace, că eu sunt Mitiță, sunt numărul 10. A avut gestul acesta inclusiv cu Costel Gâlcă la începutul acestui sezon. Când a fost, dar să știi că îi pare rău, bă, nu? Îi pare rău, dar este gest asta, de orgoliu, de... Da, dar acum este o șansă și sunt convins că va profita de ea. Pentru că Mitiță, hai să spunem, în campionatul românesc, la momentul ăsta, el și Olaru sunt singuri. Care știu să facă diferența. Da, el și Olaru, alții n-avem, nu? Români. Care pot să facă într-adevăr, sunt singurii care... Singurii care pot și care fi, da. Au și greblează perpendicular, nu lateral. Că lateral de exemplu, să zicem că în Kosovo e 0-0-80. Mitiță este singurul care poate să destabilizeze, să ia o minge de unul singur și să creeze o fază periculoasă de poartă. Dar vedem și ai dreptate. Nea Mircea i-a dat o șansă. Nea Mircea, da, dacă nu profită de ea, dacă nu mai nu profită de ea, nu mai vede echipa națională în... Da, și eu cred că e conștient și Mitiță de șansa pe care are și asta. Avem și Man, care este într-o formă excelentă la Parma, și Mihail, ce viteze i-am văzut pe amândoi rachete. Și avem echipă bună. 90 jucători titulari din echipa de la Euro. Asta înseamnă că se va umbla aici, acolo, nu știu, fundașii centrali bănesc că vor rămâne Burcă, Drăgușin. Bancul rămâne. Rămâne? Cine îți vrea? Kipciu. N-are când Kipciu, n-are. Să știi că va fi un balotaj acolo, bancul Kipciu. Deci Kipciu nu este funda stânga, da? Kipciu a jucat, atacat. Dar ce, bancul e pe funda stânga? Pe asta mă să spun, Kipciu e funda stânga, că nu e și bancul funda stânga. Da. De la rață încoace nu prea mai avut funda stânga. Da, păi s-au terminat fundașii stângări. Pe când eram cu piții la echipa națională, să cum ziceam, aia puneți fundașii. Când puneam funda stânga, punea rață, lăsam 3-4 golduri nimeni și puneam alții. Nu era nimeni. La fel și acum suntem. Și înainte cât erau, Doamne. Da. Ce spun? Și Marius Marin, care, așa cum a zis Giovanni, e singurul care recuperează. Da, l-am văzut și acum. Stanciu, care este căpitanul echipei, trebuie să joace. Răzvan Marin este și el într-o formă bună. Crezi că vor juca toți trei? Și Răzvan Marin și Marius Marin? Acum și depinde de sistemul Stanciu pe care va folosi. Va juca cei care vor înțelege și să, cum să spun eu, Nea Mircea, primul rând, o să facă joc cu foarte multă posesie. Da? Cine va înțelege că trebuie să joace simplu și aia va juca. Eficient. Cine va complica, simplu nu va juca. Da, va căra, va sta pe bancă. Da. Adilie Cobra a spus ieri o chestie foarte interesantă apropo de Mircea Lucescu, care a și lucrat. Dacă faci tot ce spune Mircea Lucescu, n-ai cum să pierzi meciul. Da. Da, știți de ce? Fiindcă Nea Mircea din 87, când jucam cu echipa adversă sau cu Steaua, în săptămâna aia ne ținea 2 ore la video. Noi știam și ce mănâncă și ce cumpărături fac ăștia în oraș. Ne dispera, ne ținea la video foarte mult. Deci pregătește meciul, pregătește meciul la... extraordinar. Dincolo de zi. Doar trebuie să fii, cum să spun, să nu te ducă capul, să înțelegi și ea ce spune el, că îți dă mură în gură. Spune, bă, ăsta driblează doar aici, aici se face că centrează, o întoarce și joacă cu fundașul sau joacă perpendicular. E... Da, Bănelu e plictisitor, dar în același timp foarte util. Cum ai văzut tu aseară U Cluj cu Dinamo? Și cum ți se par cele două echipe? Sunt echipe de play-off sau care se bat la play-off amândouă, nu? Joacă un fotbal și chiar au Dinamo și o surpriză foarte, foarte plăcută. Dinamo, da. Sezonul trecut. Cum a jucat sezonul trecut și cum joacă sezonul ăsta, da. O să-ți cam fie frică la Dinamo. Să știți că nu va fi un meci ușor pe CSM-ului. Clar că întâlnești o echipă bună, bună, bună. Și o, da, cu câtă ușurință Dinamo pasează și nu au frică. Jocașii centrali, fundașii, la fel. O pasează, au o poziție bună. Uite-te la Vivi când povestești de Boateng, de Homau. Ideea este cea mai mare problemă al Dinamo, cred că este momentul acesta. Acolo e domnul Sabo. E munca dânsului și acolo. Clar că e munca doar
Dânsul și păi și la, și la Dinamo, e munca lui Kopić. E munca lui Kopić, clar. Ceea ce văd eu la Dinamo ca un mare, mare minus este banca de rezerve în acest moment. Fără vedete, fără jucători importanți și cumpărați pe milioane. Păi, gândește-te, totuși Dinamo a adus niște jucători, dar aduce numai jucători liberi de contract. Și acum v-a dat frumos, plăcut. Dănuțe, sunt sute de jucători liberi de contract care sunt pe piață. Trebuie să-i vezi, să-i simți. Ascultă-mă, de acord cu tine. A dat 100.000 de euro Dinamo pe transfer în aceste vară. 100.000. Nu, stai că este pe locul 5. 100.000 pe locul 5? Da, da, da. Păi 100.000 pe locul 5? Da, păi sunt cele, sunt cele trei de sus care am spus CFR, Rapid, FCSB, apoi Sepsi cu 150.000 de euro plătiți. Și mai urmează Hermannstadt cu 50.000 și UTA cu 15.000 de euro. Restul n-au dat bani pe jucători. Hai că tot am vorbit de Ucluj Dinamo, să-l salutăm, îl avem în direct cu noi prin Skype și pe Florentin Petre, prietenul nostru și secundul lui Zeliko Kopić, implicat activ în ceea ce face Dinamo în acest sezon. Te salutăm, Florentin! Salut, vă salut pe tine și invitații și prietenii noștri! Ești în București, ai întors de la Cluj? Nu sunt în București, sunt pe drum, am oprit să vorbesc cu voi, chiar mă bucur foarte tare că nu v-am mai văzut de mult și nu v-am mai auzit de mult. Da. Povestește-ne cum a fost meciul de aseară de la Cluj și povestește-ne cum au fost meciurile de la Cluj, că văd că aveți două înfrângeri, voi la Dinamo și ambele la Cluj, sezonul acesta. Da, într-adevăr, avem două înfrângeri. Dacă o luăm așa, primul meci, de exemplu, cu CFR Cluj, ne-au întors de la 2-0. Am avut meciul mână, cu toate că atunci meritam să facem cel puțin egal. Iar aseară, din punctul meu de vedere, jocul echipei, iar atitudinea băieților și tot ceea ce s-a pregătit în săptămâna premergătoare jocului a fost totul extraordinar de bine. Numai că ne-a lipsit golul, șansa, norocul, chiar vorbeam după meci, ne-am strâns staff-ul și stăteam de vorbă că pur și simplu nu ai ce să le reproșezi băieților, ținând cont de atitudinea și de felul cum s-au comportat pe teren. Da, a jucat foarte bine în prima repriză. A fost ocazii multe și cum vorbea Dănuț Lupu, aici nu l-ai auzit, tu îți spun eu, fotbalul modern a devenit altfel. Să n-ai posesie, cum s-a întâmplat aseară, și să câștigi meciurile. Da, și eu cred că a avut un noroc extraordinar de mare, ținând cont de posesia pe care am avut-o noi în prima repriză, a fost undeva la 62% posesia, adică ceva extraordinar. Mă uitam pe banca lor, erau într-o continuă căutare de soluții și nu o găseau. S-a pregătit foarte bine meciul, băieții au răspuns cum răspund de la începutul campionatului și comportamentul lor și disciplina pe care o au în antrenamente și în jocuri. Eu cred că Dinamo este pe un drum bun și pe este exact așa cum ne dorim. Aseară ne-a lipsit șansa. Vă spun sincer că nu e vorba că ne-am mulțumit cu ne-ar fi mulțumit cu un egal. Aseară trebuia să câștigăm meciul. V-a lipsit și golul, Florentin, golul care este de fapt e primul meci al lui Dinamo în acest sezon când Dinamo nu marchează. Da, într-adevăr nu am marcat, dar am creat ocazii de gol, ne-am creat șansă, nu prea am avut, dar ocaziile și eu știu felul cum s-a ajuns la poartă și atitudinea lor, eu cred că meritam mult mai mult de la jocul acesta. Unde v-a surprins, dacă v-a surprins Ucluj? Blocarea lui Cârjan, unde s-a făcut până la urmă diferența? Lăsând deoparte golul care are și doza lui de șansă, normal. Da, Cârjan a jucat foarte bine. Cârjan este într-o formă extraordinar de bună, cum sunt majoritatea jucătorilor. Singurul lucru care ne-a lipsit aseară a fost concentrarea la faza de finalizare, dar portarul lor a fost într-o zi extraordinar de bună. Nu avem ce să le reproșăm jucătorilor. Eu personal, și chiar vorbeam și aseară, și Kopić i-a încurajat și i-a susținut în tot ceea ce a făcut. Pentru că a fost o tristețe de asta, în care știm și noi fotbaliștii când
joci foarte bine, ai posesie bună, ai o sumedenie de ocazii și pierzi meciul, cum au fost nenumărate meciuri pe care le-am trăit în direct, ca jucător și ca antrenor. Florentin, se vorbește în vestiarul Dinamo despre play-off? Se vorbește în vestiarul lui Dinamo despre un grup foarte unit. În momentul când ai un grup unit și toată lumea este pe aceeași undă, ne gândim doar la următorul meci, cum să facem să-l câștigăm. Și meciurile sunt pregătite foarte, foarte bine. Ne gândim pentru că la Dinamo astea au fost obiectivele din totdeauna. Chiar dacă în ultimii ani ne-a fost greu, noi ne gândim ca pe viitor să creăm un grup de jucători. Probabil că vor mai veni jucători, deocamdată nu știu sigur, dar cu siguranță Dinamo va arăta bine cum arată și acum. Trebuie doar să avem puțină șansă și să ne concentrăm mai mult la faza de finalizare. Banca puțin subțire. Da, sunt foarte mulți subțire, copii. Subțire în sensul asta, în sensul că sunt foarte mulți copii, mulți jucători fără experiență, fără maturitate, dornici. Știi cum e greu până crește un Caragea, Irimia, da. Băieții care mai stă acolo. Mărginianu. Sunt niște copii foarte, foarte buni. Dinamo se pregătește pentru viitor. Ăsta este un lucru bun. Nu știu dacă sunt foarte multe echipe în Liga 1 care riscă și fac lucrul ăsta. Pe lângă jucătorii tineri pe care avem și câțiva jucători cu experiență, dar după cum se vede, Dinamo a obișnuit frumos, a obișnuit cu rezultate și acum fanii și eu știu, toată lumea se așteaptă ca Dinamo să câștige meci de meci. Este greu pentru că toate echipele joacă, își fac temele bine, cum a fost și aseară sau la meciul trecut, ca și noi, ne pregătim foarte bine meciurile și doar calitatea, atât individuală cât și colectivă, face diferența. După cum se vede și în clasament, diferența de puncte este foarte mică. Aici, dacă ai pierdut un joc, ajungi foarte repede jos. Dacă ai câștigat două jocuri, ești undeva pe primele 3 sau 4 locuri. Cum e să joci și cum s-au simțit jucătorii să joci pe un stadion cu 18.000 de oameni, 18-19.000 cât au fost aseară la Cluj? Senzațional. A fost o atmosferă pe care n-am mai trăit-o de mult, decât la meciul Craiova, când l-am câștigat. Bine, fanii noștri oricum sunt cei mai deosebiți și cei mai fanatici și cei mai... Au fost mulți și aseară la Cluj. Au fost mulți, bine, da? Bine pregătiți, da. Și a fost o unitate de asta de grup între ai noștri și ai lor, în care la un moment dat se scandau și se apreciau galeriile între ele. M-a mișcat lucrul ăsta, m-am simțit extraordinar de bine și mi-aș dori ca pe viitor să fie pe mai multe stadioane lucrul ăsta. Adică fie suporteri mulți, atât în tribună cât și la televizor, pentru că fotbalistic vorbind, echipele arată bine și se joacă, și atâta timp cât există o diferență de asta mică între echipele care compun acest clasament, asta înseamnă că fotbalul în România a crescut și mă bucur extraordinar de mult lucrul ăsta. Pentru că nu există o echipă sau două care să ia un avans de 4 sau 6 puncte, să zici că s-a rupt de celălalt. Suntem acolo cu toții și asta este un lucru bun pentru fotbalul românesc. Vezi cum e fotbalul? Acum 2 ani Cluj și Dinamo jucau baraj de rămânere în Superliga. Acum cele două echipe și cu 18.000 de oameni în tribună se bat pentru locuri de play-off. Da, mi se pare corect. Pentru că atâta timp cât se lucrează bine, tot ceea ce înseamnă club, infrastructură, bază de pregătire, vitaminizare, tot ceea ce înseamnă un lucru corect și profesional vorbind, nu ai cum să nu faci rezultate. Atâta timp cât există această legătură între, în toate compartimentele, rezultatele apar. Intervin, bineînțeles, lucrurile astea nu le poți face fără bani. Ai bani,
poți să faci performanță, poți să-ți aduci jucători, poți să ai un nivel de pregătire din toate punctele de vedere mult peste tot ceea ce se oferă. Spune-mi, te rog, Florentin, cum și la ce nivel este spaniolul Alberto Soro? E jucătorul pe care Real Madrid plătea la un moment dat, acum vreo 4-5 ani, 2 milioane jumate de euro. L-ați adus și e un nume important. Cum s-a integrat el și când va fi la nivelul care îl așteptăm de la un jucător care a jucat în prima diviziune? Soro este un jucător cu niște calități extraordinar de bune. Are școala spaniolă, are tiki-taka, are stângul, are dreptul, are niște calități bune, mai ales cele tactice. Este un jucător foarte, foarte inteligent, în care n-am mai văzut de mult o poziționare în teren sau în momentul când atinge mingea. Are calitate, ce să mai. Din punct de vedere fizic, este pe drumul cel bun. Sper că în perioada asta de întrerupere să se pună mult mai bine fizic din punctul ăsta de vedere, pentru că fotbalist este. Iar Soro ne va ajuta exact atunci când vom avea mai mare nevoie de el. Cu Selmania ai vorbit aseară după ce s-a terminat meciul? Da, vorbesc. I-ai transmis ceva anume? Că vineri s-ar putea să-l avem adversar. Ce să-i transmit? I-am spus să vină sănătos la echipă și bineînțeles să piardă meciul, că până la urmă suntem români, noi ținem cu noi, nu? E al nostru, noi îl plătim, noi avem grijă de el, noi îl pregătim, noi îi dăm să mănânce. I-am spus să fie profesionist, să-și vadă de treaba lui, dar să nu-mi scrie gol. Să ne dea și nouă echipa joi seara, piticule. Da. Eu mă bucur foarte tare că de la noi, de la echipă, sunt 9 jucători la echipa națională în plus. Abdallah, dacă nu era accidentat. Asta este o încântare pentru club, pentru tot ceea ce înseamnă programul ăsta de pregătire pe care îl facem și ne bazăm pe lucrul bine făcut. Care e situația actuală a lui Abdallah? Când revine? După pauza pentru echipa națională va fi ok? Nu știu. Încă n-am vorbit cu doctorul, dar l-am văzut. Are umărul imobilizat. Știți foarte bine ce înseamnă un umăr dislocat în momentul ăsta. Adică îi trebuie o perioadă de recuperare, de refacere, dar îl așteptăm cu drag, pentru că este un jucător bun, un jucător care ne-a ajutat atunci când am avut cea mai mare nevoie. Cum? Și pe Denis Politic îl așteptăm să reintre în circuitul echipei și să joace. Da, apropo de Denis Politic, este un interviu foarte, foarte bun cu Denis Politic în revista Fanatic de luna aceasta, Câine de rasă. Nu știu dacă ai văzut tu, Florentin, revista, oricum va ajunge la voi. Un interviu foarte, foarte bun, realizat de colegii mei Silviu Gheric și Răzvan Rădulescu. Denis Politic despre pasul spre Manchester United, Sir Alex Ferguson, transferul la Dinamo și, bineînțeles, visul carierei. Absența lui Abdallah are legătură și cu faptul că n-ați marcat? Sau are o implicare? Are și asta o legătură? Nu, da, este un jucător, atât el cât și Denis, sunt jucători care printr-o execuție sau printr-o pasă sau printr-o poziționare în fața porții pot să facă diferența. Dar și aseară am avut ocazii bune, ocazii de a marca, dacă marcam din toate ocaziile pe care au măcar o dată, lucrurile stăteau altfel. Noi dacă marcăm primii, cu siguranță mai marcăm și următorul gol, da? Asta a fost să fie. Da, sunt două piese foarte importante pentru echipă. Sunt doi jucători care au făcut diferența și Abdallah a avut un început de sezon foarte bun. Îmi pare rău că s-a accidentat și că ar fi meritat să aibă continuitatea asta bună pe care ne-a arătat-o, plus că a pierdut și echipa națională, dar se va întoarce și va fi mult mai puternic decât a fost înainte. Tu cum ai reacționat, Florentin, când Gigi Becali a spus că îi place Abdallah și se gândește să-l aducă la FCSB? Eu ca antrenor aș fi foarte mândru de toți jucătorii pe care îi antrenez și când văd că au oferte și lumea bună se bat pe jucătorii noștri. Vă dați seama că Gigi cumpără tot ce este bun. Păi l-a cumpărat pe Bârligea în dimineața aceasta.
Am văzut, am văzut. Da, Bârligea este un atacant de rasă, un număr nou care face diferența, un jucător de viteză, inteligent. Și mie mi-a plăcut și nouă ne place Bârligea. Da. Dar costă bani. Ne uităm și la voie pe gratis. Cum? Costă bani Bârligea, iar la Dinamo sunt cam pe gratis jucătorii când vin. Da, fiecare se organizează. Își cunoaște buzunarul. Da. Ai bani, construiești altfel. Dacă ai bani, îți faci vilă în Pipera. Dacă n-ai bani, stai în cort pe baltă și dai la pescuit. Când o să aibă Dinamo banii, Florentin? Știu, nu tu trebuie să răspunzi la întrebarea asta, dar ești acolo implicat, oarecum și tu. Nu sunt eu în măsură să spun, dar la Dinamo, în momentul de față, la condițiile care sunt și la felul cum s-au comportat cu noi, nu am ce să le reproșez. De-aia și merge bine echipei. Nu știu dacă au bani sau nu au bani, tot ceea ce se întâmplă acolo este bine, avem susținere, Andrei vine tot timpul pe la noi și ne încurajează, salariile sunt în regulă, nu avem nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Spune-mi, te rog, pe final, care e jucătorul, dacă e, care te-a impresionat foarte mult de când ai venit antrenor la Dinamo? Prin gesturi, prin modul cum se comportă, prin modul cum se antrenează? Nu. Pe mine m-a impresionat foarte mult grupul care s-a format. Este un grup unit și vreau să vă spun că dacă îi vedeți, de exemplu, înainte de meciuri sau la antrenamente sau nu faci diferența între străini și români, nu faci diferența între cei tineri și cei mai cu experiență. Pe mine lucrul ăsta m-a impresionat și vreau să mă impresioneze și de aici înainte. A, intervine calitatea individuală a unor jucători, gen Cârjan, gen Politic, gen Abdallah, gen cei doi fundași centrali care au prins echipa națională și sunt într-o formă extraordinar de bună. Mă mir cum Gigi n-a pus echipei, că din ce văd eu, ai noștri sunt mai buni decât în partea cea noastră. Stai liniștit, că nu se știe pe ce a pus ochii domnul Becali. La un moment dat a pus ochii doar pe cei care marcă goluri, dar dacă s-ar uita un pic cum ajung la mingile, la cei care marcă goluri, spun că lucrurile ar sta altfel. Ai vreun jucător să-i propui lui domnul Becali? Nu, n-am niciun jucător să-i propun domnului Becali. Becali are lot, are jucători buni, jucători de calitate pe care îi plătește cu bani mulți. Merge pe două fronturi și am deplinit obiectivul cât de cât. N-avem jucători de vânzare, îi ținem doar pentru noi. Și așa sunt puțini, trebuie să avem grijă de ei. Se bate Dinamo cu FCSB să prindă play-off-ul? Ne batem cu toată lumea să prindem play-off-ul. Da. Urmează pentru voi trei meciuri, mă uitam și pe program, cu trei antrenori dinamoviști. Jucați cu Slobozia, următoarea etapă după pauza echipei naționale. Apoi mergeți la Galați, la Dorinel și veniți acasă cu Botoșaniu lui Liviu Ciobotariu. Da, afaceri alb-roșii. Sunt trei dinamoviști care am jucat. Sunt mândru de tot ceea ce realizează pe la echipele lor de club. Sunt antrenori buni, antrenori care știu foarte bine tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc și disciplina fotbalului românesc. Primul este Finu, Mihalcea. L-aștept cu drag să vină pe Arcul de Triumf, unde cu siguranță stadionul va fi plin și sper din toată inima să-l batem. După aceea mergem la Galați, stadionul va fi plin și acolo. E frumos. Ce văd, mă bucură foarte tare că fotbalul românesc în primul rând câștigă ca și imagine din tot ceea ce înseamnă fanii, spectacolul, fotbalul pe care fotbaliștii îl oferă, așa cum este el, e frumos. Și ultima chestiune, că tot ai vorbit de fotbalul care e frumos și pe care îl practică Dinamo, este Zeliko Kopić principala explicație pentru cum arată Dinamo și ce joacă Dinamo în acest moment? Sincer să fiu, sunt foarte încântat de felul cum lucrează. Își pregătește foarte bine jocurile. Este un antrenor modern, un antrenor pe care eu îl apreciez și, sincer să fiu,
cu toții avem de învățat unii de la alții, pentru că suntem un staff mare, suntem 5 sau 6 oameni care se ocupă, mă refer de partea fizică, tehnică, tactică a jucătorilor, nu mă refer la cea administrativă. Motivul pe care noi îl traversăm și este bun acum este că lucrăm în echipă, avem antrenori buni, avem secunzi buni care se ocupă de tot ceea ce înseamnă partea bună a jocului. Avem preparatori fizici buni, avem și nutriționist care se ocupă de noi. Adică am spus și mai ceea ce nu era pe vremea voastră. Ce să mai e? Și cu nutriționist și cu preparator fizic și cu... Am mâncat la ceafă de porc de Dan știe că... sau Vivi. Da, da. Dacă o luăm așa... Pe cavalul pane era de... Porcul e mai bun ca ce e acum. Vă dați seama că s-a evoluat. Pe timpuri nu se punea foarte mult apreta pe lucrul ăsta. Mergeam pe calitate, pe hai să mâncăm ce avem și să dăm randament. Până la urmă, sunt bune și lucrurile astea pentru că fac diferența. Un program de vitaminizare bun, un program de alimentație bun, mă refer la mai ales la partea de refacere a jucătorilor de după meciuri, pentru că se refac repede și asta este motivul lucrurilor perfecte în club. Florentin, mulțumim mult de tot pentru dialog, mai ales că te-ai oprit, ai stat, am vorbit, am povestit multe și am aflat multe chestii noi despre ce se întâmplă la Dinamo. Felicitări pentru joc, pentru rezultat și pentru cum arată Dinamo în acest sezon. Mulțumesc mult și emisiune plăcută în continuare. Numai bine vă doresc. Mulțumim, mulțumim, Florentin. A fost Florentin Petre, dinamovistul Florentin Petre, secundul lui Zeliko Kopić în acest sezon la Dinamo. Dinamo care pierde aseară la U Cluj, al doilea meci pierdut de Dinamo, tot la Cluj după ce a pierdut și în prima etapă cu CFR, dar Dinamo este acolo în zona de play-off, iar jocul în principal dă speranțe fanilor că se pot bate să prindă play-off-ul, nu mai se discută despre probleme și vânde, retrogradare, cum a fost în sezonul trecut. Aspirațiile și ceea ce se întâmplă la Dinamo sunt mai înalte în acest sezon. Dănuț, e Zeliko Kopić explicația pentru actualul Dinamo? Da, nu știu. Eu cred că și nu cred. Petre e prietenul meu, dar eu cred că odată cu venirea lui s-a schimbat multe la Dinamo. Vestiarul. În primul rând vestiarul, care până la urmă, Kopić a fost antrenor și anul trecut șef, da? Și nu s-a văzut mare lucru. Știu că aveau mare probleme în vestiar, erau grupulețe în vestiarul lui Dinamo. Cred că doar meritul lui Florentin e că a reușit ca vestiarul să facă un grup unit, să joace ceea ce joacă acum. Într-adevăr, știu și eu că este una de explicații venirea lui Florentin Petre, apropo de vestiarul lui Dinamo, ce se întâmplă acolo, dar a reușit până la urmă și croatul să asambleze ceea ce nu da, putea dar, să întrebe. Anul trecut de ce n-a reușit? Anul trecut au luat n-au foarte multe liniște. Pe minutul 88-89 acolo. Anul se, când apărea minutul 90, te da, uitai pe tabelă să vezi dacă Dinamo ia gol. Da. Așa era. Anul ăsta nu mai n-au mai luat. Dar prima etapă cu CFR-ul atunci. Repet. Nu-ți veniți mulți jucători. Nu, sunt jucători, sunt cam jucători da, din primăvară. Da, da, ăștia au făcut antrenament. Au mai trecut au venit un cantonament care nu jucau, împreună. Nu jucau înainte. Și s-a lipit, repet, și s-a dacă lipit, nu venea Petre, eu cred că meritul e al lui Petre, care a reușit să facă acel grup unic, și acel vestiar unic. Și a mai venit Cârjean, care este... Cred că, da, și cred că plânge rapid pentru faptul că l-a pierdut așa ușor pe Cârjean. Haideți să-l salutăm și pe Gigi Mustață, care este în direct cu noi. Te salut, Gigi. Vă salut și eu și invitații dumneavoastră. Dănuț Lupu, prietenul tău, Vivi Răchită, prietenul tău și Bănel Nicoliță, prietenul tău, sunt alături de mine. Și nu mai prieten. Mai trebuia să spui toată brigada. Da, toată brigada ta este alături de mine aici în studio. Și salut pe toți.
Știrea dimineții a venit aici la Fanatic Superliga. Bârligea a semnat cu FCSB. A fost Gigi Becali în direct. Noi am anunțat-o, Gigi Becali a confirmat-o. Cum ți se pare ție acest eu transfer? Eu știu de aseară. Am aflat ieri și am discutat toată ziua, bine, prin mesaje. Păi de la Fanatic a plecat Gigi tot. Știu că a plecat de la Fanatic, știu că de la Horia a plecat. Da. Când a fost acea discuție cu Gigi și a spus și un următor atunci. Da, dar a apărut între timp și ai văzut și problemele cu Rapidul, cu domnul Șucu, cu... Nu cred că a fost implicată Rapidul, asta a fost o speculație, cred că... Cum să nu fie implicată când Gigi a vorbit cu domnul Șucu și a spus că vrea să le... A spus domnul Becali că înseamnă că... cineva. Cum? Suma de bani care o dădea Gigi. La cât s-a ajuns până la urmă? Nu știu și nu vreau să spun. Dacă spune 2 milioane, 200. Uite, știu, dar nu vreau să spun, era un răspuns mai corect. Da, e pentru noi mai puțin contează banii. Corect, că nu plătiți voi, plătește patronul. Nu contează, că nici pentru el nu e așa de important o sumă atât de mică. De semințe, așa. De semințe. Și în afară de chestia asta, trebuia investiție urgentă, pentru că plece în Europa League. Bârligea este un jucător, mie mi-a plăcut și când am jucat anul trecut la CFR, a fost unul dintre cei mai periculoși după teren și știți bine că este fotbalist din punctul meu de vedere și aveți acolo experți care se pricep la fotbal mai bine ca mine și cred că Bârligea este fotbalist. Ne bucurăm foarte mult că s-a făcut acest transfer. Ne bucurăm că e concurență mare acum pe posturi de atacanți. Ne bucurăm pentru transferul făcut și să dăm drumul la treabă. Cum crezi că îl va primi galeria? Foarte bine. Foarte bine. În următoarele zile cred că o să trecem pe la bază să ne cunoaștem și să-l susține. Da. Este atacantul poate care avea nevoie FCSB-ul, exact ce spuneai și tu. Este un atacant care sper să-și facă treaba la noi. Este un băiat ambițios. Se vede clar unde a jucat și a făcut meseria de fotbalist. Și acum așteptăm să suie sus pe gară la noi acolo. Asta înseamnă să dea goluri. Evident. Normal. Nu vine doar Bârligea, Gigi, vine și Mihai Popescu de la Farul. Popescu de la Farul, știu. Da, este la palat, va fi prezentat probabil într-o conferință și el și Bârligea, împreună cu Gigi Becali și cu Mihai Stoica. Asta... Da, te rog. Ne bucurăm că Meme s-a ocupat de acest transfer. Mă bucur că le-a făcut pe plac și ne-a făcut, de fapt, pe plac suporterilor, pentru că stăm rău la capitolul atacanți și... Credeam că te referi la Popescu. Nu. Popescu, am înțeles, e cel de la Farul, fundașul central, nu? Care a fost la Dinamo, da. Nu mai contează unde a fost. Păi nu, că l-am localizat. Știți foarte bine că eu nu țin cont de lucrurile astea și noi suporterii nu ținem cont că a jucat la Bacău, a jucat la Brăila, la Șindelița sau la Dumbrăvița. Nu contează. Sau la Dinamo. Face meseria sau la Dinamo. Nu contează. Ia aduceți familie. Jucători bumbesc. N-a jucat la Dinamo. Bă, da. Luăm din Iarăși. Cine mai era? Dănciulescu. Doboș. Auzi, s-a întâmplat odată în 83 și s-a mai întâmplat în 2010. După ce i-a bătut Dănciulescu la noi, pe Dinamo, s-a dus la Dinamo. Ia duceți-vă. Așa eu mi-aduc aminte Gigi, că eram în teren. Păi, Plătoi, la fel. Oprița. Nu mai contează, oamenii și-au făcut datoria de fotbaliști. Ce au făcut datoria pe teren, nu ne interesează pe noi unde au jucat, ce au făcut. Important este ca pentru echipa unde golează ei să-și facă meseria.
Restul pe noi nu ne interesează. Ne interesează să-și facă treaba în teren și să fim alături de ei. Păi, până la urmă e plătit de FCSB, Mihai Popescu, că de el vorbim. Da. Important e să-și facă meseria acolo, lângă Înghezana, lângă Daua. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi foarte bine să-și facă meseria. N-ai spus lângă Chiricheș, te-am lăsat, am zis să aștept. Nu vă faceți probleme, Chiricheș este idolul nostru. Știu că este, dar ai văzut și discuția care a avut-o cu domnul Becali și ieri a fost Gigi Becali aici și a spus că a vorbit să rezilieze și Chiricheș nu vrea să rezilieze. Nu vrea, nu-i nimic, lasă-l acolo, e bun, e al nostru, stă lângă noi. E bun pentru vestiar, în primul rând. În afară de că e bun pentru vestiar, își face treaba de fotbalist cu experiență și când va fi nevoie de el, se va apela secundă. În acest moment, crezi că FCSB mai are nevoie și de alte transferuri sau asta să este... Să fiu sincer? Ăsta e lotul, da. Să fiu sincer? Sincer, mai normal. Trebuie și un mijlocaș. Un mijlocaș? Mai trebuie. Păi, mai trebuie și un mijlocaș, dacă l-a luat și pe ăla, la revedere. Echipa este perfect. Un mijlocaș ca Cicâldău? Ar fi bun. Cicâldău este... Vin la Petrolul, Gigi. Păi, să știi că Galatasaray îl împrumută. Acum contează cât e de acord de echipa care alea să-i plătească din salariul la mare. Știu că Gigi are mare drag de Cicâldău. Îi place Cicâldău. Dacă va fi să fie transferabil, cu siguranță Gigi va intra pe fir. Dacă Gigi Becali vrea să plătească jumate în salariul Cicâldău, Cicâldău poate veni la FCSB. Să dea Dumnezeu să intre pe traseul ăsta și să-l ia și pe Cicâldău. Atunci chiar ar fi exact ceva să fie ok pentru voi, nu? Cred că ar fi perfect dacă ar veni și Cicâldău. Nu mai ai nevoie de absolut nimic. Da. Emoții cu play-off-ul sau nu? Nu. De ce să avem emoții? Suntem în etapa a șaptea, nu? Da, mai e o restanță cu Botoșaniu? Mai e o restanță cu Botoșani. Sunt puncte de luat, după care urmează Craiova, Rapid, Dinamo, CFR-ul. CFR-ul chiar etapa următoare, după prima pauză. Da, prima etapă, da, pe pașcă. Păi, în mod normal, domnul Bârligea va debuta la FCSB chiar în Gruia. Și va da și gol. Va da și gol? Păi, va da și gol. Și se va urca și pe gard, nu? Evident. Că nu se uite pe gardul lor, că era învățat. galeria. Da, nu mai contează. Important este că transferul s-a realizat și jucătorii la noi. Suntem bucuroși. Majoritatea suporterilor care ne-au scris și ne-au dat mesaje aseară. Eu știam de aseară că lucrurile sunt ok. Și era ce sigur erai tu aseară. Gigi Becali la ora 3 era disperat că nu-l face. S-a culcat la 2:30. S-a culcat la 2:30 când vorbea cu meme și nu știa dacă îl face și tu erai sigur. De ce nu i-ai dat din liniștea ta și patronului? I-a dat o meme. I-a dat o meme. Cred că când a ieșit de la biserică. Da, când a ieșit de la biserică. I-a dat meme. Da. Meme s-au ocupat de tot. Vezi cum e fotbalul, Gigi, la ultimul vostru meci la Cluj cu CFR, a fost acea victorie care practic a închis discuția titlului. Acum vă întoarceți cu Bârligea la CFR Cluj. Știți ce se întâmplă? Noi, suporterii, suntem bucuroși că se fac transferuri și e un transfer reușit. Acum nu putem să spunem că Bârligea nu este fotbalist. Noi ne bucurăm de acest transfer. Ne bucurăm și de transferul lui Popescu. Ne bucurăm dacă mai vine și un alt transfer la mijloc. Important este pentru noi să se facă o echipă competitivă și să facem rezultate și să luăm puncte în Europa. În afară de faptul că trebuie să muncești să iei puncte în campionat. Pentru că suferim acolo, avem doar 8 puncte. Sperăm să câștigăm și meciul cu Botoșaniu. Nu este un meci ușor.
să câștigăm și la CSR, să luăm puncte, după care venim acasă cu Vivi Răchită. Dacă ar juca Vivi la Petrol, ar fi bine sau rău? Pentru da, ar fi bine, că face 11 metri. De stofă. Da, Vivi este un adevărat om și prietenul meu, nu se pune problema. Un stelist adevărat, mie să nu luăm jur de iadă. Un stelist adevărat? L-ai terminat iară pe Vivi. Da. Din păi punctul meu de vedere, da, ce neagă cineva, ceva. Ai fost aseară în Ghencea? Păi nu știu cine a jucat ceva. Steaua cu Craiova. Cine? Steaua cu Craiova. Și îndrăvița a fost. A fost după amiază, n-a fost chiar seara. După amiază, de la 5. Sincer să fiu, nu mă interesează și nu mă... Păi nici eu n-am fost, mi-a zis că sunt stelist. Păi tu ești stelist, sunt petrolist. Adevărata Steaua. Gigi, sunt născut, crescut găzar. Taci din gură, Gigi. Ce să faci că taci din gură, dacă spun... Taci din gură, Gigi. M-am câștigat 3 titluri cu Steaua, cupă, supercupă aia, dar eu sunt născut, crescut, petrolist, găzar. Ia n-am cum să mă schimb. Cu echipa ta de, care țineai de mic copil că ești născut găzar. Păi ce, cu petrol l-am ținut și... Uite, și spun ceva, la 14 ani, când era echipa aia care era maximă și juca cu Benfica, îmi plăcea Costi Cășternescu și simpatizam Craiova. Dar n-aveam cum, că sunt de la copii și juniori, găzar, ce vrei, unde m-am născut da, acolo, cum să mă fac tenis? Nu zice nimeni că nu ești născut în zona Ploieștiului și că ești găzar. Ai fost bine în zonă, că e de pe la periferie mai de. Zic că la periferie e mai scump. Metropul la Ploiești e mai mare, da, până se intră. Zona metropolitană. Gigi, ai avut emoții cu UTA duminică? Sincer să vă spun... Știam mobilizarea băieților, într-adevăr, emoțiile au fost nu numai pentru mine și pentru toți suporterii, pentru că toate terenurile din România, nu știu ce se întâmplă, sunt foarte afectate. Nu neapărat numai Arcul de Triunf. Vară caniculară. Adică e o ciupercă care a intrat. Plus da, o ciupercă. Este o problemă cu terenurile. Ce o să căldă? La momentul ăsta. Nu cred că terenurile la ora asta arată bine din punct de vedere al jocului. Nu știu. Dar emoții toată lumea am avut până ca Steaua să marcheze. Au fost faze care UTA le-a avut foarte mari. Le-a ratat și știi foarte bine că în momentul în care ratezi, jocul te pedepsește. Și am înscris doi. Da, au fost niște ocazii ale UTE acolo... Foarte mari. Foarte mari, exact. Dar ocaziile s-au răzbunat, noi am câștigat. Cât contează absența lui Olaru? S-a văzut și meciul acesta. Olaru șut, doi jucători importanți acolo. Acum, să fim sinceri cu toți. Olaru este un mijlocaș care își face treaba. Deci nu să punem în discuție. Când am fost la bază săptămâna trecută, am făcut un live de la ei pentru suporte și l-am chemat pe Olaru. Noi înainte de asta am mai stat un pic de vorbă și mi-a zis că nu știe cum a ajuns în careu și nu știe ce hotărâre a putut să ia pe loc. Cum s-a gândit să... Cum a venit mingea să o dea sub bară? Cum a venit mingea să dea în ea, să gândea. Ba, să dea... pasă în centrul careului, poate nu era bine. Pasă în tragă, poate nu e bine. N-am mai știut nimic, a șutat și aia a fost calificarea în minutul 19. Ne-a făcut fericiți pe toți. Este un fotbalist care își merită locul acolo unde este și valoarea lui spune cuvântul. Ceea ce vedeți că la Mircea Lucescu nu merge cu... Hai să le iau pe ăla. Nea Mircea face selecția perfectă, știe ce face, știe pe cine cheamă la lot. N-avem ce să contestăm în selecționarea jucătorilor de Nea Mircea Lucescu. Da, merg suporteri, fani în Kosovo? Nu știu, deocamdată nu știu, pentru că noi jucăm, gândiți-vă, avem la Cluj,
venim acasă cu petrolul, plecăm, avem acasă iarăși din nou cu Midtjylland, nu? În meci. Mergeți la Cluj. După aia mergem la două etape, nu iau niciun punct, să fie supărați. No, oleu, Vivi. A început Vivi. Vivi, ați avut noroc acum, în ultimele două minute. Păi și vă n-ați avut noroc cu LASK în ultimul minut? N-ați avut noroc și cu Maccabi în ultimul minut? Da, când dai gol în ultimul, nu mai ține neapărat numai de noroc. Da, mă, dar nu mai ține așa. Diferența? Da. Gigi creștin, voi aveți musulmani. Da, aia ce Căldou vine la noi, că mai avem turci la conducere. Deci mergeți la Cluj, jucați cu Petrol și apoi mergeți la Sepsi, în campionat. Da, în campionat. Uite, voi resuscitați pe Sepsi. Depinde și ce antrenor mai găsiți la Sepsi, dacă va fi tot Storc sau alt antrenor. Gigi a venit acum pe legea tată, e omorâm pe toți. Aveam nevoie de atacat. Bănelini. Este nevoie și chiar m-am bucurat, vă spun sincer, când mă uitam ieri. Deci revine și tasea nostru. Mă uitam ieri la Horia, când vorbea cu Gigi. Da. Și atunci e... Că Horia e prea, e... N-ai ce să-i zici. E adevărat, ziarist, a aruncat câteva ștouri. Și Gigi a aruncat-o și el. Bine, mă, vorbește tu. Și peste 24 de ore la discuția Bunigea e la FCSB. Da. Am stat așa și mă gândeam, mă, l-o suna Horia pe Neluțu Varga. Dar când a spus Horia că îl va suna după emisiune și am dat și eu repede câteva telefoane, tata. Deja se făcuse rămugurii transferului. Da, da. Corect. Gigi, mulțumim mult de tot pentru dialog și pentru declarații. Bafta acolo și să avem parte de echipe puternice și de fotbal. Avem parte de echipe puternice, avem parte de fotbal în România, echipe puternice, Manchester, uite că vine... PAOK, Olympiacos, Rangers. Da. Ne aducem aminte de vremurile frumoase, Vivi. Așa, cu Liverpool, cu West Ham, cu PSG, hai de cap. Cu Real, l-avem pe Bănel acolo. Nu mai zice de Real cu Bănel. Când spui Real, spui Bănel. Galatasaray, spune-și tu acolo. Zic Galatasaray, are dreptate Bănel când spui Bănel. Giulești, UEFA, tata, ce meciuri. Da. Da, mulțumim mult de tot, Gigi, pentru dialog. Zi bună, zi bună, numai bine. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB-ului, alături de noi, povestind și el detalii și informații care le are și le deține despre transferul lui Bâligea la FCSB, transfer care a pornit din acest studio ieri la Fanatic Superliga. Da. Interesant, mă uitam și pe programul FCSB-ului, că în momentul când începe grupa de Europa League, încep și meciurile tari și la 3 zile. Să vedem acum ritmul, că de-aia îți faci două echipe acum ca să vezi... Apropo de Tănase, unde joacă Tănase? Păi acum mă gândeam... Unde joacă Tănase? Bănel, unde o să joacă Tănase cu Bârlici? Tot în spate vă spun, că altfel nu-l văd eu doar. Și nu cred că Bănele, poate da, să joace acum. A dat Gigi 1.700.000 pe Miculescu, a dat 1.300.000 pe Ștefănescu, a dat 2.200.000 pe Bârligea. Păi normal te să joace ăștia, nu? Nu, l-am băgat în... Acum, randamentul lui Miculescu este în dreapta. Bun, mă refer. Și pe Băluță unde îl bagi? Băluță... Băluță și Ștefănescu s-ar putea să aibă niște meciuri. Să zici de campionat, nu? Uite, tot vorbeam aseară, printre rânduri, cu Tănase, că tot spuneai tu de Tănase. Când a venit la FCSB, prima lui intenție a fost ia numărul 9. Că vrea să joace vârf de campionat și ce. După aia l-au convins să nu ia numărul 9, că el a jucat cu 7. A luat 7 și am spus, de fapt, toate sunt, au o logică, se aranjează. N-ai luat 9, ai luat 7 și a venit Bârligea pe Noar. Acum se completează. Păi n-a mai avut Noar FCSB, n-a mai putut nimeni tricou de când a plecat prietenul tău.
Andreea Companiu. Ultimul noar al FCSB-ului. Ultimul noar care n-a câștigat campionatul. Și cum a, n-a mai fost noarul? Cum n-a câștigat campionatul? Câștigat care campionatul. Are medalie de campion. Dacă a jucat un tur la FCSB, nu are medalie de campion? Da, 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 campionatul se câștigă. Păi, campionatul se câștigă la noi în play-off. Chiar cum, cum se câștigă? Se câștigă și cu punctele care le-a făcut, păi, le-a făcut, da, da, Leo Companiu. Gol cu CFR Cluj din penalte. Gol la Hermannstadt. Cine? E câștigător de Cupa UEFA cu Sevilla. Și mi-a spus, da, am fost interviul și a spus, bă, eu am jucat în grupe. Jucând acolo, clar că și eu sunt. Și au ajuns în final și au luat finala. Da, da, da. Sunt și eu câștigător, da, de Cupa UEFA. Dacă a prins sezonul de toamnă și după, da, aia echipa a ajuns până la capăt. Chiar nu credeți că nu era companie de FCSB? Ce, bă, da, de când a plecat la FCSB, rupe porțile în China. Păi, China cu aia de 1,60 m, toți... Ce să faci? E 1,60 m. Tot el are 2 metri, normal că nu-l bate nimeni la cap, dar cu mingea are el probleme. Compania cu mingea, cu pasele, cu combinațiile, cu astea băbănele, că nu putea. Unde să pleci din China? Unde să pleci? În Coreea de Nord? Unde să-l ia Kim Jong-un? Cine să-l ia pe compania? Din punctul ăsta de vedere, Belinge chiar e atacant. Și un atacant bun. Pentru campionatul României, e mai bun ca lui Zmuteanu? Eu zic da. Și asta o să demonstreze. Vedem, da. Lui Zmuteanu era... Da, de Mihai Popescu. Joacă Mihai Popescu la Steaua? Nu, nu joacă. Zmuteanu joacă. Păi n-are cum să joace în fața lui Daua și Ghezana. Dar mai este o discuție care s-a pus de Mihai Popescu. Fundaș lateral. Stai să treacă o etapă, două. Da? Să vedem după aia dacă e... Și nesimțit, cum a spus ghilimele, nesimțit, cum a spus Neamitică. Adică dacă rezistă la tăvălea, la Lugi și Becali, nu? Da. Eu, dacă, așa, Doamne ferește, joacă prost primul meci, l-a luat Gigi la baia să vezi atunci. Ținte. Da, va fi vacanță în Superliga, 2 săptămâni că joacă echipa națională. Vacanță, concediu, echipele merg și... să se mai odihnească, pe miercuri jos se întorc, din concediu s-a întors și domnul și Vivi. Era să, era să, să ai o mare intersecție. Da. Ai zis că ne povestești. Cătălin Rufă și-a luat casă în Tenerife, fostul patron de la Sportul Snagov. Rufă, da. Da. Și în Santa Cruz. Și pe plajă, acolo, eu n-am prins, dar a prins el, ieri m-a sunat, mi-a dat și mesaj. A apărut pe plajă Dani Alves. Și dai seama, lume... Așa? Deci l-a ratat pe Dani Alves pentru, da, o zi, două? Da, și Ioachim, băiatul lui Cătălin Rufă, care joacă acolo la grupele de copii și juniori și e foarte talentat. Ia uite și clipul. S-a dus la el și uite, a făcut... Deci este băiatul lui Rufă, da, cu Dani Alves. Da, băiatul lui Rufă. Și uite, l-a învățat Dani Alves cum să stea în teren, că să nu... Și zice, hai, nu vrei să ține mingea în sus? Și uite-l și pe la mic cum ține mingea cu Dani Alves la... Asta, da, deci sau... Rufă junior și cu Dani Alves schimbă da, pase pe o plajă în Tenerife. Da, și îl întrebau ăștia, turiștii, e băiatul tău? Că ăla-i blond. Așa l-a întrebat. Ăla mic e blond. Și nu, că bă, și l-a invitat pe Ioachim, l-a invitat la Levante. Dani Alves are în Levante casă și l-a invitat să vină pe la el. E un băiat extraordinar, da. Prin la Sevilla. Are 40 de trofee, bănele. Ce fotbalist e, crede. Uite așa... Ce tehnic și materiale. Și micuț. Da. Pizatul nu era unul, nu am să zice. Dar bun fotbalist. Și ce băiat. Am jucat cu el, cred că în 4 meciuri. Da. A făcut o dată lui Neșu, s-a dus lateral și s-a făcut dead la centrare. Păi și când a întors-o, șu, erau toți fotbalist. Da. Bine că a scăpat și eu de probleme. Da, dar dacă mai stăteai câteva zile, veneai cu un tricou cu autograf de la... Păi, i-a dat lui Ioachim. La Barcelona, ce carieră, doamne, fotbalist. Vezi că la Națională Brazilie are
Are și banderola la pământ. Adică să zicem doamne echipei naționale Braziliei. Nu știu, avea cele mai multe, avea cele mai multe trofee la trofee la asta a fost depășit. La de Messi, la depășit Messi, nu? Da, el avea 39 și Messi are vreo 40 sau 41 acum. Cu Copa America, cu Copa. Leuți între ei. Da. Incredibil. Plin de tatuaje. Asta. Dacă știi cum, dacă îl vezi așa pe plajă și nu te uiți poate, nici nu îți dai seama că ești cu Dani Alves pe acolo. Da. Talentul-i talent. Talentul-i talent. N-ai cum să nu-l recunoști. Ia zi-ne, Vivi, ce s-a schimbat la Petrolul, în afară de rezultate? Că înainte de meciul cu Rapid, Topal era, își vedea, cred că de... Căuta biletele era de avion. După meciul cu Dinamo, când da, 4-1, da. Ne-am dus la Dinamo, ne-a dat 4-1. Așa, am venit acasă, m-am dus la meci cu, așa, cu inima strânsă un pic. Zic, vine Rapid, acum... Băi, știi a fost la meciul Rapid, care a fost minutul 5 sau 6, a avut burmaz din 6 metri, cu poarta goală, vorba la mitică și pa intră doi elefanți și unul nimerești de la 6 metri, altă în bară. Acolo am reușit noi să marcăm și n-am mai reușit. Am avut noroc că în ziua meciului Rahmani s-a deplasat cu echipa la Ploiești. S-a întors. Și după masă, înainte de meci, s-a întors. Eu știu că dacă Topal pierdea meciul la cu Rapid, putea fi păi după meciul cu Dinamo, așa cum ți-am spus, s-a dus 3 zile în Istanbul, a discutat cu noi patronii clubului sau noi, nu știu ce, că nu poate să fie patroni atâta timp cât Petrolul este organizat ca ONG. Dar sunt cei care ar trebui să vină cu investițiile. Noi la Ploiești nu prea simțim investițiile făcute de turci. Vreți ONG, vreți investiții? Păi cum? Investiții în echipă, dănuți. Sunt probleme și cu salariile din ce s-au auzit. Ai spus că Petrolul e ONG. Da. Și că patronii nu... Turcii nu sunt patroni. Nu păi sunt și atunci sunt, vine cineva să face bani în ceva care da, nu au? Da, e președintele Consiliului de Administrație. El președinte Comitetului Director al Consiliului de Administrație. Da. Și el ar trebui să fie cel care să investească. Nu? Dacă așa... Și tu faci parte din Consiliul de Administrație. Nu. Nu? Da. Eu sunt bulgar. Nu, n-am nicio treabă. Rămân doar suporteri. Mi-am făcut treaba de două ori la Petrolul. Ca manager, am tu fost jucător. Stelist, găzar? Nu am nicio treabă. Te înțeapă mustață, cum te prinde? Mustață, deși eu, dacă e să o luăm așa, am debutat în sezonul 89-90, la 19, la Steaua. Da? Bine că era atunci, înainte de Revoluție, când... Tu ai jucat la toate stelele, da. Eu am jucat la tine, am spus Gigi, bă, Gigi, am jucat la toate stelele, Steaua lui Ceaușescu, Steaua lui Păunescu și Alexandrescu, 96-99, și Steaua și al lui Gigi, da, când a luat Gigi echipa și a venit la Forban, noi eram rupti și el vrea să ne dea șampanie, domn Perinio, dă-ne mă o bere, băi, că ne este șampania, era altă, ne este șampania Vivi, pe nașul. Era altă perioadă, acum uite, Bulgia nu mai e întâmpinat cu șampanie. Cu șampanie când vine la Palace, au schimbat și eram timpul. La Forban, ce să vezi, de unde să mai... Păi da, dar tocmai te aștepți ca la Palace să găsești șampanie. Nici Palace n-avea Gigi atunci. Da, să nu s-au schimbat vremurile. Da. Și noi la Petrolul ne dorim stabilitatea asta. Măcar să vină un om potent, financiar. Turcii ăștia nu știu ce scuie, nu știu ce scuie. Dar poate ori fi. Poate păi ori și fi. Gigi caută unul cu bani. Toată lumea caută. Și Jucu caută. Păi ai văzut că și Hagi 10% din club. Mâine este un eveniment foarte important la Ovidiu. Gică Hagi face o lansare a modificărilor ce le-a făcut la Academia acolo, la bază, cu hotel nou, cu tot hotel, ce. Și plus, pe seară este și... meciul echipei feminine a Farului care joacă în Champions League. Deci se joacă Champions League în România. Se joacă Champions League în România și chiar la Ovidiu. Apropo de echipa națională, că vorbim pe final puțin și de echipa națională, deja băieții astăzi sunt în formulă completă. Astăzi e primul antrenament complet, venit pentru că au venit ultimii doi de la Cluj, Chipciu și cu Iulian Cristea, au ajuns astăzi în cantonamentul național, antrenament complet și mâine se pleacă deja spre Kosovo. Tu-ți așa că... Ce situație la Iulian Cristea, a dat afară și Gigi Becali, a dat afară și Rapidul. Aia spunea Gigi Becali ieri, apropo de selecția lui Cescu. Da, apropo de selecție. Probabil că a văzut ceva, n-am văzut noi. E un geniu, vedem acum. Că aia dădea cu virgulă la selecția lui Mircea Ocescu. Dar mai ții minte că și Hori aici, că zicea lui Gigi că nu-l băga, dă-mi că-l cumpăr eu pe Iulian Cristea. Da, 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 da. Până la urmă, uite, l-a luat Mircea Ocescu la națională pe Iulian Cristea. Crezi că va juca, va continua cu Niță?
Nițe Târnovanu sunt variantele și Laurențiu Popescu, uite, convocat pe ultima sută pentru care refuza Horatiu Moldovan. Jucător cu experiență, jucător mai ales în poartă și Nițe nu pot să spui că n-a avut un campionat european altă mână. Acum s-a dus la Damac, unde a apărat, am văzut, chiar dacă a pierdut cu Hilalul, a avut niște intervenții extraordinare, am văzut un rezumat. E portarniță și la portarii poți să aperi până la 40, 41, Buffon până la 43, dar neapărat ce... Acum îți dai seama... Asta ce a făcut Horatiu Moldovan mi se pare normal din punctul meu de vedere. Că n-ai dacă apărat, că a făcut-o pentru că nu e... N-ai apărat, te-ai dus la Atletico Madrid, ai stat 6 luni, n-ai apărat niciun meci. Ai venit n-ai la echipa națională, n-ai apărat niciun meci. Da. Te-ai transferat la Sassuolo la echipă, normal să rămâi acolo... Să te pregătești cu echipa și să rămâi cu echipa, să prinzi, pentru că la noi ca fotbaliști, ca în câmp, mai poți să stai rezervă, să mai intri, dar ca portar, dacă nu aperi 8 luni de zile, când intri în poartă, parcă ți se pare altfel. La fundașul dreapta e vreo discuție? Nu, era. Sau Rațiu fără emoții? Rațiu fără emoții, dar l-am văzut atunci când s-a accidentat în Spania, mi-a fost puțin teamă, dar și-a revenit, am văzut. Fundașul stânga nu avea nicio emoție, fundașul central de Drăgușești. Tu zici că n-avea nicio emoție. Păi cine se joace? Nu știu că nu are cum să joace. Auzi, ai fi văzut sau îl vedeți cumva pe Oplus de la Dinamo, variantă no. pentru fundașul no. stânga în viitor? A fost la un moment dat în circuitul echipei naționale și pe Iordănescu. A fost și s-a transferat în Belgia, a făcut 3 dușuri, s-a întors la Permastat. Ce să... În Belgia, de la echipă în Belgia. De ultimele locuri, da. N-a făcut față în Belgia. Da. Pare altceva anul acesta și jocului. Că tot nu mai avem fundea stânga, vorba lui Dănuț, de când Raț și-a pus ghetele în cuier. Da, vom vedea. Am văzut și meciul lui Tottenham cu Drăgușin, m-am bucurat pentru el. A zis și Van der Ven și a jucat el fundaș central dreapta și l-a trecut pe Romero în stânga. Da. Deci n-a jucat Romero pe postul lui de fundaș central dreapta. Aici se vedem că sunt foarte mulți la mijloc. Se vede Mircea Lucescu ce sistem va alege. Sunt foarte curios acum pentru da. Că și venirea lui... Da, o să rămână Mircea. Unul dintre Răzvan Marin... Eu nu cred că va juca și Răzvan Marin și Marius Marin. Da? Nu cred că vor juca lui Gigi. Marini, nu-i auzeam pe Marini. Și uite că au jucat foarte bine la asta. Ianis nu cred că începe, nici n-are unde, pentru că joacă Man și foarte bine. Fața lor? Acolo, în stânga, Mihailo cu Florinel... poate chiar Mitriță sunt dar eu cred că Mitriță a jucat pe scăpatul 2-3-1. Nu niciodată. Mă joacă? 4-3-3 să joace. 4-3-3 joacă? Au 4-4-2 mai drept. 4-4-2? Doi atacanți. Avem 3 în tot lot. Ialibec și Pușcaș. Pușcaș am văzut că mai da, dar să-l pună pe Stanciu puțin mai sus. Da. Da. Se face 4-3-1-2? 4-2-3-1 e greu să cred că joacă nemici. Da. Din ce-l cunosc eu așa. Da. Cum o juca numai să câștigăm un costum. Da. Eu sunt tare curios să văd formula. Da. Adică echipa eu pe care o voi. Da. 80% că are puține echipă. Probleme să dă și la mijloc, pe cine Mitriț... Acolo sus. Acolo sus. Are anumite... Da, va trebui să vedem ce alegeri va face. De mijloca stânga sunt 30. Ieilă? Drăguș? Cum? Drăguș în față. Da, Drăguș. Ai și Drăguș, nu-s 2, sunt 3. Drăguș care chiar a fost... titularul și la Trabzon, dar s-a schimbat antrenorul de la Trabzon. Da, nu, mi-e greu să cred că o să înceapă cu Alibek, fiindcă și Alibek n-a jucat o perioadă de timp. L-am văzut, a intrat acum cu CFR Cluj, dar nu e atât okay. Cât nu joci și degeaba, știi, la fotbal și poți să antrenezi tu zi de zi, dacă nu joci degeaba, n-ai nicio valoare antrenamente. Nu poți să crești decât prin joc și jocul e cel mai bun antrenor. Corect. Haideți să salutăm și pe Florin Marian, care este în direct cu noi. Te salutăm, Florin. Salut. Dănuț Lupu, Vivi Răchită și Bănel Nicoliță sunt aici să combatem. Salut. Și să vedem ce e mai nou fotbal românesc. Cum? Formulă câștigătoare ai spus? Ai formulă câștigătoare. Răchită, Bănel.
Păi dar avem echipă bună. Normal, normal, normal. Mai bună decât are Șumi la Rapid? Mult mai bun. Păi da, dar face transferul Șumi în continuare. Am văzut, da, e bun băiatul ăla. Dacă l-a reușit să-l aducă, eu îl știu de la Genoa. De Melegoni, zici, nu? Da. Îl știu, a fost la Genoa, a fost la Standard. Îl știu, fotbalist. Le va fi util celor la Rapid? Foarte. Ce joacă? Ce ne poți spune de el? Ce, da, care sunt calitățile? Un număr 8 joacă. Foarte bine conduce jocul, are pase filtrante, nu pierde mingea, stă bine tactic. Bineînțeles că a jucat 30 și ceva de meciuri în Serie B anul trecut. Serie B nu e ușor să joci. Da. Mai văzut. Dar noi au venit rar fotbaliști care au evoluat în Serie B. De Beluge, la care era la Cluj și trăgea o grămadă de goluri, era din Serie C. Companiul nici în Serie C n-a jucat. Și a fost golgetă la noi. Deci, eu cred că dacă reușesc să-l aducă, o să fie un transfer foarte bun pentru Rapid. Cam câte transferuri ar avea nevoie Rapidul ca să-și facă ce vrea Șumudic acolo? Vreo 4, cred eu, minim. Da, Șumudic mai trebuie și un atacant. Nu știu dacă 4, 2, 3 cred că ar fi de ajuns acum și poate să corecteze în iarnă dacă îi mai trebuie ceva. Depinde de obiectivul care l-au. Obiectivul e play-off-ul și titlu. Titlu. La titlu îi mai trebuie și în iarnă încă 2-3. Da, deci ar trebui acum niște jucători, spui tu. Acum 2 trebuie 100%. Mijlocaș să stea central. Bine, n-am nimic cu băieții, dar eu nu l-aș fi luat de atunci pe Wider și pe Cristea, că i-a dat Steaua afară pe CSB-ul. Da. E... Dacă vrei să te bați la titlu, nu poți să cumperi jucători care îi dă afară o contracandidată. Părerea mea. Acum poate greșesc. Păi da, Florina, pe Cristel, la Mircea Lucescu, la echipa națională. Aia. Conjunctural. Păi conjunctură, neconjunctură, uite că nu l-a mai luat pe Rus, nu l-a mai luat pe Rus. Păi n-au jucat. Eu nu cred că... N-am nimic cu ei, dar nu cred că sunt de nivel să câștigi campionat. Da, trebuie părerea atacant. Mea. Trebuie atacant și uite, l-au... L-au ratat pe Bârligea, l-a luat Becali. Eu mă bucur că l-au ratat. De ce? Nu dădeam 2 milioane niciodată în viața mea. Mi se pare enorm. Gândește-te că Cavani a fost cumpărat cu 1 milion, Pastore cu 1,5 milioane. Dacă tot au scouteri cu 2 milioane, te duci în Uruguay, în Argentina, ții 2 atacanți care obor campionatul României. Da. Cine să meargă și cine să-i vadă? Păi da, dar la FCSB e o problemă, că dacă nu-i vede Gigi Becali aici... Mă referam la Rapid. Mă referam la Rapid. A, te referai la Rapid. 2 milioane, nu? Plec, stau Argentina, Uruguay și mi-au jucători de top. Și cu pașaport european. Adică cu banii care vrei să-i dai pe Bârligea, ți-aduci... Mă aduc sud-american. Păi da. Propune-le tu, Florine, propune-le. Du-te tu pentru ei. Nu lucrează cu mine. De ce? Indiferent, a zis domnul Angelescu că și pe Messi, dacă l-aduc la Rapid, nu vrea să vorbească cu mine. Bine, da. ei nu bine, lucrează... Bine, adul pe Ronaldo. Da, nici pe Ronaldo, nici pe eu. Păi lucrează cu Viorel Moldovan. O să vorbesc cu Richarlison. Poate vrea să vină la Rapid. Da, poți să-i pui o întrebare. Da, îl întreb. Când ajung la Londra, îl scot la masă. Da. Nu lucrează, nu lucrează ei cu tine, dar tu lucrezi cu ei, dacă ar fi? Cum să nu ajut clubul care îl iubesc? N-aș mai lucra în club, am zis-o niciodată, poate să-mi dea orice, dar dacă mi-ar cere ajutor, Șumi sau cineva, de ce să nu? Rapid, echipa care o să iubesc toată viața mea, indiferent că sunt acolo sau nu sunt acolo. Plus că eu nu am orgolii din astea. Eu când eram director sportiv la Rapid, puteam să vină, nu știu, n-am dușmani așa, dar zic că nu-mi plăcea de cineva. Nu știu, mă certam cu Ana Maria în perioada aia, dar dacă mi-a ducea un jucător bun la Rapid, îl luam. Eu nu am orgolii din azi. A, te certai, nu te mai cerți? Nu, m-a sunat când am fost în spital. Ce faci, ești bine? M-ai sunat să vezi dacă am murit sau... Nu, domne, nu vreau să văd dacă ești bine. Până la urmă, frumos gestul. Da, bine, eu, hai să spun, noi ne-am certat și are gură mare și eu am... Da,
noi ne știm de foarte mult timp. Nu. Nu pot să țin ură față de nimeni. Eu nu pot să... Nici chiar pe Angelescu n-am cum să-l urăsc. Că dacă l-aș fi urât, înseamnă că era foarte important să-mi afecteze în atât viața încât să îl urăsc. Nu. Am avut divergențele care l-am avut cu el. Eu te cunosc mai bine așa. Tu urăști doar femeile. Bărbații nu-i urăști. Da. Nu, femeile nu. Pe bărbații urăsc. Știi că... Vă asta, domnule, sunt rasist, nu-i suport pe unguri, da, unguraicele n-am nimic, nu-i suport pe francezi, dar cu francezele n-am nimic. S-a rezolvat până la urmă cu Rareș și Ilie Florin, v-ați înțeles? Acum, pe 18 octombrie, avem proces. Nici cu Sefer nu s-a rezolvat, cu toate că a dat declarație live că la Sefer am procente. Și nu-ți mai recunosc procentele acum, nu? Nu, se desparte greu de bani, domnul Angelescu. M-a dat în judecată că l-am făcut escroc internațional și a câștigat. Trebuie să-i achit 5.000 de euro. Ah. Hey, spune-i să scadă din aia care are sede. Păi nu, a cerut 35 de mini instanță și a acordat instanța 5.000. Adică i-am prejudiciat imaginea. Imaginea lui 5.000 de euro face. O să-i dau banii. I-ai plătit? O să-i dau acum, da. Vreau să fac o cerere de aia, să-i dau 50 de euro pe lună. și tu ești cu țepii tăi. Da, uite, au toți banii dacă îi acceptăm direct din cu sac de la de monede. Cum să te... Dar eu i-am propus altceva. I-am zis, bă, fii atent, îți dau 35 cât ai cerut tu. Nu ai să ieși să recunoști că ești escroc. Atât. N-am vrut. Atunci o să-i dau 5.000. Am înțeles. Spune, mai vorbit cumva, ai avut o discuție cu Marius Mudică de când a preluat Rapidul? Nu. Nu ți-a dat niciun telefon, nu te-a întrebat de niciun jucător? Nu. Nu, eram curios pentru că ai spus că ai disponibilitatea asta de a ajuta Rapidul. Da, normal, dar am avut-o întotdeauna. Nu a fost nicio... Nu am avut niciun secret. Eu nu, dar ai văzut, n-am mai transferat în România de ani de zile. Dar dacă cineva vă roagă, cum mă ruga Marius Croitoru sau mă ruga cineva, bă, vreau și un jucător, îl ajut. Dar așa nu mă interesează foarte mult mercatoul din România. Cu toate că ce propun pe la echipele mici, termină la FCSB, la Gigi. Daua e propus de mine, Luis Felipe e propus de mine. Da, eu nu-i propuneam pentru FCSB, eu am propus la Botoșani și la Iași. Da. Păi mai duci ceva pe acolo? Prin zona aia? Nu, că nu mi-a mai cerut nimeni nimic. Nu, acum am copii. Am copii buni de tot. Am dat un copil la Sassuolo, a semnat. Am doi copii din Moldova, i-am adus la București. Pombe, la anul e trimit pe aia în Italia. Unul dintre ei m-a impresionat, un copil așa de bun. Rar am văzut. Da. Deci mergi pe piața aceea. Ăștia mi-au adus. Nu? Radu n-a fost la fel. Am crescut cum trebuie. Ei, bă, le dau nutriție, le dau ce să muncească la sală. Îi cresc de mici în spiritul în care a crescut Radu. Cu antrenamente private, cu gura mică, muncă multă. Ce o să vedeți în 4-5 ani? O să am 90% din naționala României. 4-5 ani? Asta înseamnă că la europenele din... Da, următoare, nu la mondiale astea, la alealaltă. Da. Da. Gudmundsson? La Fiorentina, nu? Fiorentina, da. E împrumut cu opțiune, da? S-a un împrum pe care s-a plătit bani. Vreo 8 milioane, mi se pare. 8 milioane, am văzut și eu. Da, 8 milioane și sunt vreo 17... Asta, nu-i zice. Opțiunea de cumpărare. Am înțeles. Deci, apropo, că porneam de la subiectul Bârligea. Crezi că Gigi s-a înșelat plătind 2 milioane pe el? Eu nu zic că s-a înșelat. Mai ales că, Florin, mai ales că în iarnă putea fi semnat liber. Eu nu dădeam banii ăștia niciodată dacă eram director sportiv. Niciodată. Nu vreau să creadă că am ceva, doamne ferește, la Bârligea. Da, bun, un jucător bun, da. Nu aș fi dat asemenea bani, niciodată. Ia vedeți cu cât se cumpără melengonii, ia interesați-vă, vedeți cât de rapid după el.
Are 25 de ani. A fost capitan național al Italiei, Under 21. Nu cred că dă mai mult de 600 de mii pe 5-600 de mii. 6-700 de mii am auzit. Ceva pe acolo. Da, acolo. 6-700. Păi... Da. Bezici a fost la Palermo, l-a mai dus nu știu unde, a ajuns în România. Repet, nu am, Doamne ferește, să dea băiatul 100 de goluri, să-l vândă. Până la urmă știi cum Gigi gândește așa, bă, dacă îl iau cu 2 milioane, îmi fac treaba cu el și îl vând cu 6, e profit. Gigi a gândit probabil cu că, când a dat banii cu cât l-aș vinde. Deja da. Știi cu că el așa gândește, așa o face da. Calcule. Apropo de păi, asta. Vrei să spun ceva? Gândește bine. Pentru că așa trebuie să gândești. La orice transfer trebuie să ai o proiecție de profit. Înțelegi? Transferurile au trei caracteristici. Cheltuieli, randament, proiecție de profit. Dacă liniile nu sunt ascendente pe acest grafic de trei linii, cheltuieli, randament, proiecție de profit, unii jucători ei pentru randament în echipă, nu? Atunci cheltuielile trebuie să fie nu foarte mari, că dacă randamentul nu e foarte mare, e mediu, ai pierdut bani. Atunci trebuie să ai niște cheltuieli, să zicem, mari, randament maxim, că proiecție de profit ai zero. Înțelegi? La jucătorii, uite, cum e Taxidis ăsta care l-a luat CFR-ul. Nu cred că mai are proiecție de profit, că are 33 de ani. Dar are un impact mare în echipă, nu? Tu cât ai dat pe Taxidis dacă ar fi să-l iei? Acum? Acum. Nu aș da nimic. De ce două, bere. Două bere. Cum să dau? Două bere, dar cum să dau? 33 de ani și găsesc altul la fel. Nu știu ce salariu are Taxidis. Dar să dau bani, dar eu normal, viziunea mea, nu dădeam nici pe Brown bani. Cu toate că e bun pentru echipă, dar niște bani aruncați să geau. Dai 200 de mii la 33 de ani. Da. Radu, cum e Florin? A jucat în weekend la Newcastle, a făcut o primă repriză foarte bună, din ce am văzut și eu. A doua, a jucat foarte bine. Cum se simte? Cum e? Bine, nu, cum se simte. Dai seama, a jucat, e bine că prinde meciuri, a fost apreciat de toată lumea și de antrenori. Din păcate, au dominat, au pierdut. Ca bine, bine de tot chiar. L-am felicitat după meci. L-au felicitat și colegii lui. Să sperăm că adună cât mai multe meciuri. Eu am zis mie, dacă termină anul 25 de meciuri, să zic titular, noi suntem mulțumiți, eu sunt mulțumit. Între cupe și campionat și Europa League, și sunt vreo 60 de meciuri. Dacă prinde 25, eu zic că să ai 25 de meciuri la nivelul ăla, și ușor, ușor, poate de ce să nu prindă și să joace toate titulare. Tot ne-ai văzut și Postecoglu. Dom'le, că e tânăr, că... Băi, de un an mai tânăr ca Van de Ven, nu e... Deja face și el 23 în februarie, dar... La 22 de ani să fii la nivelul ăsta... Uite-te la cariera lui Van Dijk. La 22 de ani de-abia a luat Celtic. A stat vreo 2 ani pe la Celtic, l-a luat Southampton. După aia l-a luat Liverpool, la 27. E, Radu deja e la Tottenham. Adică... O să-l vedeți cum o să fie Radu la 25. Toate meciurile astea se adună, experiență, joci la nivelul la care joci, la ce viteze au ea pe acolo. Da, da, da. Drăguș, crezi că va juca tot vârf de careu cu Mircea Lucescu la Națională, cum a fost și cu Edi la Euro? Nu știu, nu pot să gândesc că știi că Mircea Lucescu are în cap o grămadă. Nu, e o întrebare de microbiz, nu o întrebare da, de... S-ar putea, sau să-l bage... în lateral, nu știu, dar a dat randament la europene, a jucat foarte ai bine. Ai văzut în lateral e aglomerație mare acolo, acum, și cu... Cine în lateral? Și cu Mihăilă, cu Coman, chiar Mitriță. Coman, da. Ei, și da. Mitriță acum, adică de asta zic, e mai aglomerat. În atac, cine e în atac acum? Denis Alibec, Denis Drăguș și Pușcaș. Da, cred că o să joace cu el în vârf. De asta zic, pare mai... simplu acolo, mai ales că randament, okay. A dat randament la... Depinde ce sistem vrea să joace și Dea Mircea, nu? Și poate joacă cu două vârfuri. Așa zice și Dănuț, că s-ar putea să fie un 4-4-2. Da. Dănuț îl știe mai bine, că a lucrat atâta timp cu el. De-aia pun foarte mare preț pe ce analiză face Dănuț, apropo de Mircea Lucescu. Să vedem dacă va juca Coman. Crezi că va fi afectat de ce i s-a întâmplat și de decizia asta care a fost?
Ce decizie? Ce păi a primit 11 luni de închisoare cu suspendare pentru faza aceea cu permisul fals. E informație care au dat-o colegii noștri de la Gândul în această dimineață și am uitat și pe Pro Sport. Suspendare nu-l afectează. Era mai nasol să-i fi dat cu executare. Sunt atunci 30 de zile de muncă în folosul comunității voluntari. Bopsește și el niște pomi și iese afară. Nu, nu e mare. Deci nu are efect cu fotbal. Mai pregătești ceva, Florin, pe finalul ăsta de mercato? Nu, ceva mare nu. Am făcut Gudmundsson, am făcut Denis, înainte să înceapă Drăguț și am făcut Cianceanac la standard la Trabzonspor. Uh-huh. Am făcut vara asta. Am făcut bine. Se schimbă ceva la Drăguș odată cu schimbarea de antrenor la Trabzon? Nu cred. Denis are 4 ani contract. Clar. Are un contract bun. Chiar dacă echipa n-a jucat bine, până la urmă a dat un gol. Are 3-3, 3 goluri a toată echipa, unul l-a dat el. Bun. Are procentaj 33%. E acolo. Da. E, și Denis e bine mental, e fericit acolo, este respectat. Nu are de ce. I-am spus, băi, ești la echipă mai mare, trebuie să accept concurența, să te bat cu ei. Știe ce are de făcut, e bine cu familia lângă el. S-a acomodat. E club serios, Trabzon. Deci nu are de ce să își facă griji. Păi muncească în continuare. Ca și Radu. După două etape m-a sunat, domnule, s-a certat? Nu s-a certat, domnule, nimeni. Radu nu e unul care să răspundă antrenorul sau se certe cumva. Da. Dacă nu știm așa. Nu e. Și dacă îi spunea ceva pe dos, se făcea că nu îl aude și mergea înainte. Nu e genul. Radu știe foarte bine ce are de făcut. El răspunde prin pregătire. Se pregătește exemplar. Chiar mă sunați directorul sportiv al lor și mai zis, domnule, nu avem ce să-i reproșăm acestui băiat. Se pregătește la maxim, nu ia uși gura, nu face scandal, nu... E profesionist 100%. Ce fac? Și dacă fac scandal, ce fac? Da. Să sperăm că va rămâne titular și va juca ceea ce ne interesează meci de meci. Și dacă joacă, ți-am zis, și dacă prinde, joacă 20 de meci, 25 de meci, să ai jucător în Premier League... La nivelul ăla, la... La nivel de Tottenham, nu la nivel de... Da, adică hai să zicem, primele și sau altceva, da. Nu? Primele 6 din Anglia. Florin, nu te-am o curiozitate, îmi scrie un prieten pe final, da, că l-avem și pe Murgia în România. Melegonii, pe care îl vrea Rapidul, e mai bun decât Murgia? Cine e Murgia? Băiatul acela care a... De la Hermannstadt, care a jucat la Lazio. A jucat la Lazio. A jucat? Da, nu știu, nu l-am văzut pe mult, prea mă uit la campionatul românesc și atunci, dacă nu l-am văzut... Păi da, dar tu ești la cel italian și nu l-ai prins pe Murgia la Lazio, asta înțeleg. Nu l-am văzut, nu, nu-l știu. A dat gol, cred că ești într-o supercupă cu Juventus. Ce nație? Italian. Italian? Italian, da. E o fermă asta, foarte bine. Da, păi da, are deja 2 ani, al doilea sau al treilea sezon. 3 sau 4 goluri la fermă asta, dacă. Da? Da. A pus Gigi ochii pe el deja. Da? Alessandro Murgia, 28 de ani. Ăsta Gigi, dacă eram director sportiv în România, Gigi era targetul meu principal. Da, bun. Păi îi aduceam cu nimic, îi dădeam lui Gigi. Cum vrea Gigi? Unul, cum? Direct la palat eram, la el, la palat. Aveam drumul stabilit. Mai țin minte când a vrut să dea 800 de bii pe noi, era ăla. Da. Dacă eram în locul unui egoist, nici n-a apucat să-i închidă telefonul. Ziceam, deschide ușa, că-s la palat. Deschide, că sunt în față. Ți l-am adus. Da. Așa am zis eu, că dacă o să mă sune vreodată Real Madrid pentru un jucător, și mă sună, știi, sunt Florentino, deschide, bă, ușa, că-s afară, deschide. Sunt aici, corect. Sunt aici, te aștept de nu știu când. Da, ultima chestiune. Cu lotul care l-are Rapidul, va avea emoții să prinde play-off-ul sau nu? Nu cred. Vorbesc de lotul de acum, să zicem că nu se mai fac transfer, deși se vor face. Și cu lotul de acum, nu cred. Bine, prinde. Da, vedem ce se va întâmpla, vedem dacă te va căuta și Șumi sau domnul Șucu pentru un transfer, vedem ce va fi nou. Mulțumim mult de tot pentru dialog. Mersi mult, numai bine. Mersi, Florin. Florin Manea în direct cu noi și la Fanatic Superliga. Suntem și noi pe final de emisiune.
Am mai așteptat niște telefoane, dar oamenii încă sunt ocupați. Este ședință în continuare la Sepsi, undeva după ora 14:30 se va ști dacă Bernstorck va continua sau nu pe banca celor de la Sepsi. Până la urmă, 4 înfrângeri. Și cine e pole position? Păi deocamdată n-a plecat. Păi nu, dar cine? Pe surse? Hai că tu ai surse, păi de bune. Pe surse nu le putem da pe surse, că știi cum, îl dăm pe surse și după aia stai să plece omul și după aia discutăm despre... Așa putem vorbi de Buzău, că nici prepăliță nu stă ok acolo, putem vorbi de Sepsi. Înțeleg că la Iași s-au liniștit lucrurile, da. Toni își vede de treabă. Așa că... da, ai vedea vreun jucător la Dinamo în lotul Mircea Orcescu? Niciunul. Deși Dinamo impresionează. Ca grup. Nu Cârjean, cum ți se pare Cârjean, Dani? Da, e un jucător care ajută pe Dinamo. Da, eu spun că un jucător care totuși a făcut un pas înapoi venind la Dinamo, nici de cum un pas înainte. Dar faptul că joacă contează foarte mult pentru el, Rapid nu jucă. Eu repet, și Iannis, important e să joace. Nu... Mi-a plăcut dialogul pe care l-a făcut Gigi. Cu? Cu Bârligea? Nu, 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 cu cel din Turcia, cu... care vrea să le ia petrolul, mă zic. A, cu Cicâldău? Cu Cicâldău, fiindcă a spus că să nu-l mai intereseze banii, să ducă undeva să joace. Giovanni. Adică, Giovanni. Cred că această cuvinte ar trebui să-i spună și lui Iannis. Păi și a renunțat Iannis la o parte. Iannis a stat pentru bani acolo? A renunțat la o parte mare de salariu. Păi dacă n-a vrut să plece, îți dai seama că a vrut să stea acolo. Dacă n-a vrut să plece, a vrut să stea. Păi, atâta că nu vrei să pleci și nu-ți găsești echipă, înseamnă că ai niște pretenții pe care celelalte echipe nu poate să le satisfacă. Da. Cam aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mulțumesc mult invitațiilor, mulțumesc lui Dănuț Lupu, mulțumesc lui Vivi Răchită, mulțumesc lui Bănel Nicoliță. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Emisiunea în premieră o veți putea urmări la ora 17 pe canalul de YouTube și pe pagina oficială de Facebook Horia Ivanovici. Mulțumim Superb, sponsorul principal al emisiunii, mulțumim și Aqua Carpatica, sponsorul premium. A fost o emisiune în care ați avut multă marfă, ca să spun așa, marfă exclusivă, informații care s-au confirmat. Bârligea este noul jucător acela la FCSB. În câteva minute va fi prezentat la Palat și Bârligea și Mihai Popescu, cele două noi achiziții pe care Gigi Becaie le face, ambele anunțate exclusiv de fanatic. Mulțumim oamenilor din regie, Cristinei, lui Adi, celor care, lui Leo, celor care ne-au urmărit, celor din redacție care au postat la greu și chiar au avut inspirație în ce au făcut astăzi. Mulțumesc tuturor, sunt Cristi Coste, rămâneți pe fanatic.ro, site-ul exclusivităților din sport și nu numai. Cu Fanatic Superliga vă reîntâlniți vineri dimineața 10:30, ora clasică.